La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Orange Sport, acolo și unde facem una bucată podcast de sport. Nu uitați, Orange, 4 canale dedicate și ceea ce este și foarte important și o să vedeți de ce, pentru că are legătură cu subiectul și cu invitatul nostru de astăzi, locul în care vedeți NBA-ul, basketul american profesionist, acela de la mama lui. De asemenea, un site pe care puteți intra și pentru actualitate, dar și pentru evergreen-uri, că acum nimeni nu mai vorbește limba română, și de asemenea, una bucată aplicație descărcabilă, dacă există acest termen, ce se poate descărca de pe platformele specializate. Dragi prieteni, deși pare greu de crezut, Michael Air Jordan împlinește 60 de ani. Greu de crezut, că timpul nu stă în loc, în sensul că noi îl știm întotdeauna cu limba scoasă, dând acele dancuri senzaționale. De aceea, l-am chemat alături de noi, el e modest, o să zic că băi, oprișene, nu mă prezenta așa, pe cel mai mare specialist în Jordaniadă din România, colegul și prietenul nostru de la Televiziunea Națională, de la TVR, jurnalistul sportiv Emil Hosu Longin, care este și autorul cărții Air Majesty Michael Jordan. Nene Emil, bine ai venit! Bine v-am găsit! Salutare, salutare! Greu de crezut. Foarte, da? Greu de crezut. Foarte greu de crezut. Știi că m-am gândit, mă, oare nu fi 50, să nu zic vreo prostie, zic, poate sunt 50 de ani, dar zic el dacă juca când nu era mititei. 17 februarie 63, exact, iată. 60 de ani, Jordan împlinește Michael Jeffrey. Michael Jeffrey Jordan, da, într-adevăr, Mike, așa cum era. De unde o pornim? Că e, adică am putea bănuiesc vorbi... Păi, dacă vrei să prindem vara aici, ne apucăm de la, de la început. E, da, de când era mic. De când era mic. Dar, ce să zic, important este că și e și anul ăsta special, 2023, e numărul lui, da, e anul Jordan. E anul care face 60 de ani. Evident că americanii îl vor sărbători și nu numai americanii, cred că toți cei care toți cei care cred în basket și care se ocupă de basket îl vor sărbători așa cum trebuie. Vine într-un moment extrem de important, pentru că performanța lui LeBron de a deveni cel mai bun marcator din istorie iarăși a ridicat un pic nivelul de discuție vis-a-vis de cine e cel mai mare. Nu vreau să te supăr, că știu că dacă îți spun Emil, crezi că LeBron e mai mare, risc să primesc un tom în cap. Nu, pentru că, sigur, americanii care numai asta văd, sau mă rog, ăsta e subiectul lor principal, cine a fost cel mai bun, cine are cele mai bune cifre, cine are cel mai multe trofee și așa mai departe, e o discuție pe care, evident, oricine ar avea sportul american ar face-o, pentru că având tot ceea ce e mai bun în sporturi de echipă la nivel planetar și oameni extrem de importanți, evident că se naște această discuție permanentă, istorică, cine a fost cel mai mare, dacă ăsta de acum e mai mare decât ăla de acum 20 de ani și așa mai departe. Ei bine, faptul că Jordan ajunge la 60 de ani este o realizare extraordinară, pentru că este activ. El nu a dispărut din fenomen, chiar mă uitam că a câștigat numai în anul trecut, din brandul pe care îl are, peste 250 de milioane de dolari. Este proprietar de echipă, echipa nu prea merge așa cum și-ar fi dorit și aici la el e un challenge pe care nu l-a dus la capăt, să câștige clubul la care e acționar, să câștige titlul NBA, dar, mă rog, a câștigat el destule. Și americanii deja așteaptă momentul ăsta. Anul trecut a ieșit această revistă, hai să-i spun, vis-a-vis de titlurile pe care le-a obținut, doar titlurile, pentru că are 11 finale jucate în competiții diverse și pe toate le-a câștigat. Și este un moment important să ne aducem aminte de ceea ce a reprezentat Michael în basket și în marketing și în lumea sportului. Pentru că pe lângă toate cifrele astea pe care le găsești peste tot,
că are 6 titluri, că are de 2 ori three-peat, că a marcat, a fost de 10 ori cel mai bun marcator, că are 1 milion și mai bine de recorduri în toate direcțiile. El este un personaj multilateral în toate punctele de vedere. Eu i-am spus în carte, este Napoleon care a câștigat toate bătăliile. Pentru că, efectiv, pe tot ce a pus mâna, a transformat în aur. Alchimistul perfect. A ridicat liga, a făcut basketul sport planetar, a creat această nebunie a articolelor sportive personalizate, da? A ridicat Nike cu acel contract care s-a dovedit a fi ceva ieșit din comun, care a surprins inclusiv pe cei de la Nike. A transformat produsul ăsta, basketul american, într-unul extrem de bine vândut. El este omul care a generat salariile care sunt acum de balamuc în NBA, pentru că vorbim de 40-50 de milioane pe jucător. Și mă uitam, în 2022 salariul mediu în NBA a fost de 8 milioane de dolari. Este cea mai mare cifră din toate ligile profesioniste, din toate sporturile de pe planetă. Peste Premier League, peste fotbal american, peste baseball și așa mai departe. Pentru că la basket sunt și mai puțini jucători. La fotbal american sunt 50 de oameni într-o echipă. Și la hockey la fel, 30. Deci e mai se împarte la mai puțin. La mai puțin. La mai puțin. Dar sunt venituri pe care oamenii ăștia le obțin și datorită lui. El este cel care a produs această mutație extraordinară. A fost primul om care a semnat pe 30 de milioane. Vorbim de 1996, da, a avut 2 ani în care a luat peste 30 de milioane, bani care erau imensi atunci. Și ușor, ușor, pentru că produsul s-a vândut, pentru că NBA-ul a ajuns la nivel mondial, a crescut, a produs bani, banii s-au întors în salarii, în echipe și așa mai departe. Deci el, pe toate aceste direcții pe care a mers, nu mai vorbesc, a jucat, a făcut film, a jucat alături de personaje desene animate. Un film formidabil. A jucat în clipul Jam cu Michael Jackson. A dansat cu el și așa mai departe. Deci le-a făcut cam pe toate. Momentul în care era numărul 1, adică nu, da, știi cum vine la noi Julio Iglesias, cântă prin niște moluri. Nu. Băi, a venit Julio în România, da, dar el... Totdeauna el a fost deschizător de drumuri. El a făcut cam primul tot ceea ce a urmat, mărit și extins el l-a generat, da? Am spus salarii, am spus imagine, am spus marketing, am spus asocierea brandului sportivului cu brandul comercial, da? Pentru că Coca-Cola, Sprite, Chevrolet și așa mai departe au crescut și datorită lui. Sau datorită lui. Filmul ăsta e programat special pentru anul ăsta, nu? Evident, evident, iese în aprilie, se cheamă Air, este povestea campaniei unice pe care a făcut-o Nike de a asocia un echipament sportiv, o pereche de ghete, unui sportiv. Nimeni nu obișnuia în America să se gândească la așa ceva. Erau câțiva jucători de basket, Magic, era Larry Bird, Larry, care foloseau ghete, Converse în principal, dar fără ca ele să fie branduite pe numele sportivului. Când a apărut acest nebun Sonny Vaccaro cu ideea de a... Sonny Vaccaro, iartă-mă, e Matt Damon? Sau cine e? Matt Damon da, e. Matt Damon. Nu dăm spoilere, că nu-i frumos, dar oricum totul se găsește, da, în carte. Adică... Exact. Affleck este Phil Knight, este proprietarul Nike. Iartă-mă, e băiatul pe care nu l-a interesat telefonul mobil când Jordan... Jordan a făcut acum recordul și toată sala e plină de oameni care filmează și singurul. Ăla e Phil Knight. Toți sunt cu telefoane. El e așa și se uită așa pentru că a văzut destule în viața ăsta, Eu l-am avut pe băiatul ăla. Marca, ziarul spaniol, a făcut poză și o poză așa mare și toți au telefoane și zice în grupul ăsta. E unul singur fără telefon. Cine e ăla? Exact așa.
Hey, e în primele trei poze ale anului, exact. N-are cum să... Când l-ai avut pe Jordan și când ai revoluționat industria datorită unui jucător care era practic foarte puțin cunoscut în momentul respectiv și când ai fost alături de el și când băiatul ăla ți-a luat business-ul tău național și ți l-a făcut ultramondial, planetar, atunci e clar că nu te mai să mai faci să-l vezi pe LeBron, dar n-are rost să-i faci poze și n-are rost să sari în picioare să aplauzi, că a depășit practic o performanță. Era și istorică. Un meme din ăsta, a zis, bă, eu ți-am creat atâtea pereche de încălțări și tu ai luat-o pe asta roz azi? Nu, da, și culmea este că erau băieții lui LeBron în sală și se uitau, da? Încălțați amândoi cu Air Jordan. Adică, da, pe care îi cheamă el la un moment dat, el se oprește, da. Cum exact. Am discutat noi, că face circul ăla. Exact, și e poză cu ei, da. Care urmăresc meciul și amândoi sunt încălțați cu Get Air Jordan. Deci, filmul ăsta, care va fi excepțional, pentru că povestea este excepțională, va ieși în aprilie cu nebunia asta a lui Sonny Vaccaro, care era așa, cam vagabond, el în, la bază. La bază și în percepția celor din jurul lui, dar care a avut această idee fixă pe care a pus-o în practică și a reușit să o convingă pe mama lui Mike, pentru că el nu prea mai era convins, pentru că încercase la Adidas, ăia n-au fost de acord, au zis, dom'le, nu putem, erau într-o perioadă complicată, după care a mai fost la încă două firme de echipamente, au zis, dom'le, n-avem forță, n-avem putere să generăm așa ceva. După care Michael, discutând cu agentul lui, cu David Falk, cel care îl îndruma către asta, i-a spus lui David, bă, nu mai vreau. Hai, lasă așa, m-am lămurit. Mă deranjează faptul că sunt refuzat odată de el, două, de trei. Iartă-mă, momentul ăla cu ce juca? El juca cu Adidas. Adidas și la colegiu jucase cu Converse pentru că era marca... Știu că el era bolnăvior după Adidas. Lui plăcea Adidas. Și, momentul în care a venit... Care nu prea făceau de basket, nu? Sau ghete, adică făceau, erau... Dar nu era ceva... Adică nu era o chestie extraordinară. Lui a plăcut Adidasul și când agentul i-a spus, bă, uite, aș vrea să discutăm chestia asta. Omul a avut în cap... David Falk, a avut în cap chestia asta. Hai să mergem, să încercăm să te asociem ca să folosești echipamentul și aia să-ți folosească imaginea. Și a zis, el a spus, ok, hai la Adidas. Mergem la Adidas. Mamă, ce-o fi simțit el când i-au zis aia? Deci îți dai seama, acum, oamenii de la Adidas, când o să iasă filmul, și așa cred că și-au blestemat zilele. Se zic, orice aruncă televizorul pe geam. Da, categoric. Clar, nu se discută acolo. Să ratezi o asemenea... Ăla venit la tine și rugându-te, deci nu că n-ai avut o idee. Deci nu numai că bună ziua. A venit și a spus, fac orice pentru voi. Dați-mă o pereche de ghete. Mulțumim, echipament. Nu. Au zis, bă, nu, că e cam greu. Că nu. Și a mai venit încă o dată? Nu. În momentul în care a reușit maică-sa să-l convingă să meargă la Nike. La sediu Nike, pentru că așa i-a spus agentul. Agentul i-a zis, bă, nu prea vrea. Ok, și Sonny Vaccaro a spus, ok, sună-o pe maică-sa. Și la stai liniștit că mă ocup eu. A sunat-o pe maică-sa, maică-sa i-a spus doar unde să... I-a spus, doamnă, oamenii ăia îl așteaptă, îi fac o propunere de nerefuzat, doar trebuie să vină acolo. Unde trebuie să zburăm? Păi acolo, lângă Portland. Da, ok. Unde trebuie să fim? La aeroport. La ce oră? Ah, gata, îl aduc eu. Au ajuns acolo, au prezentat ăia, i-au pus pe masă cheile de la un Mercedes, i-au dat așa pentru că s-a deranjat și i-au pus cifrele campaniei. Niște bani formidabili, $500,000. O sumă nemai întâlnită în industrie. Asta se întâmpla în 1984. Da. În vara spre toamnă 84, el urma să intre în NBA, tocmai terminase Jocurile Olimpice, câștigase medalia de aur, fusese draftat de pe poziția a treia în NBA. A treia, după Hakim și după Sam Bowie, da. Și intra în NBA. Mai exista cineva măcar aproape de el ca bani atunci la treaba asta? Nu exista așa ceva. Nu. Erau jucători care semnaseră pe 100-150 de mii, dar diferența era uriașă, imensă față de ceea ce îi se propunea lui. Și există o nebunie în treaba asta? Adică, ținând... Există o nebunie pentru că... Adică trebuie să existe o explicație, nu? Dom'le, dacă oamenii sunt la 150 de mii și eu vin cu un băiat la început de drum... Oamenii... Ok, știau ce făcuse la... Da,
El avea un potențial formidabil. Bun, dar totuși să te duci în nebunia asta... Cu un debutant. Exact. Cu un tip care, într-adevăr, arăta frumos, avea calitate fizică, demonstrase la Jocurile Olimpice că este, toată lumea vorbea elogios. Poate să-ți iasă, dar dacă nu. Poate să nu-ți iasă, într-adevăr. Adică nu te duci, e de 4 ori. Da. Sau de 3 ori cel mai șmecher în momentul ăla. Da, așa se fac business-urile. Bun, cred. Dar e o nebunie. E o nebunie. O nebunie a celor doi oameni. Agentul lui și cu acest David, acest Sonny Vaccaro, pe mână cu Knight, care Knight a fost așa. Da, am văzut și din trailer că băiatul meu. Cam greu, că uite, știi că e debutant, se poate rupe, își rupe genunchiul, dispare din NBA. Ce facem noi cu banii aia? E greu de să te pui în situația lui. Omul își risca, era un business care era în cădere. Avea nevoie de această lovitură formidabilă de marketing ca să înceapă să urce, să recupereze din pierdere și așa mai departe. Oamenii au mizat pe calul bun. Oamenii au mizat pe calul potrivit și nu numai că au mizat pe calul potrivit. Calul a potrivit s-a dovedit a fi dragon. Adică din ceea ce ei au gândit așa ei și... Oricum gândiseră big. Da, dar le-a ieșit. Vrem să vindem de câteva milioane. Și-au vândut. Jordan a crezut și el clar în treaba asta, crezut, nu? Când i-au făcut prezentarea echipamentului și i-au arătat campania și i-au arătat ce înseamnă, el a fost poker face. Pentru că el venise acolo de nevoie. Că da, m-a trimis mama. Sau, el o respecta foarte mult, își iubea foarte tare părinții. Maică-sa, când i-a spus, băiatul, te duci, gata. Să rămână, mă duc. A ajuns acolo, n-a discutat, a fost poker face la masă. El având 21. 21 de ani. 21 de ani, da. Și când vezi ce se oferă ăia, taică-su și maică-sa când au văzut campania, i-au făcut clip pe muzică, prezentare formidabilă și așa mai departe, ghetele, cutare, deci te marca plus 500.000 de dolari pe an. Ceva nemai întâlnit. Și în momentul în care s-a terminat prezentarea, David Falk a zis, bă, m-am uitat la el, m-am tot uitat la el, era... Nu respira. Nimic, n-a zis nimic. Și după ce s-a terminat asta, eu am crezut că pică afacerea, a zis David Falk, pentru că îl știam pe Michael, l-am văzut că nu e entuziasmat, după care am fost la masă și în mașina care ne ducea la hotel, zice, mi-a zis, bă, zice, e ok. E ok, îmi place. Dar, a zis, mergem cu oferta asta la Adidas și dacă Adidas o egalează, semnăm cu Adidas. Deci omul era nebun. Incredibil. Deci omul era nebun. Da. Dacă îi se pusese pata lui pe firma aia, atunci era clar că trebuie să ajungă la aia. Și s-au dus și cu oferta aia la aia când au văzut, du-te, du-te, hai, lăsați. Noi n-am vrut să-i dăm 200.000 și vrem să-i dăm 500.000? Nu. Și în momentul ăla el a fost liniștit. Adică s-a liniștit pentru că avea în cap asta și dacă ar fi semnat fără să întrebe pe ea de la Adidas, avea în cap aia și îl măcina, bă, dacă ăia mi-ar fi dat. Toată viața după dacă aia. Mi-ar fi dat ăia. Și așa a fost. El tot timpul a fost așa. Și de momentul în care a semnat cu Nike, s-a dedicat cum s-a dedicat, ar veni, adică a devenit fanatic. Adică și asta s-a manifestat la toate brandurile pe care le-a... O încercare de răzbunare a faptului că ea de la Adidas, adică, domnule, nu, mă, bun, nu. Nu, era profesionist, primea bani, s-a implicat. Nu, a înțeles situația, n-a avut nimic cu ei, adică n-a avut, dar era o fiară împotriva celor care purtau altă marcă de ghete pe parchet când juca. Adică el avea nevoie de niște motivații suplimentare ca să-și îmbunătățească nivelul jocului din punct de vedere al determinării. El era o fiară din punct de vedere psihic și această formidabilă putere de a trece peste adversar, de a-l măcina, de a se transpune într-un zburător, el avea nevoie permanent de motivații. Asta cu câștigatul o avea, clar. Omul a vrut să câștige, indiferent de moment, indiferent de joc, indiferent de situație, de adversar. Dar mai picurau diverse chestii care îl transformau din Jordan 100% în Jordan 130% sau 150%. Că mai venea unul și mi-ai spunea, te fac eu azi. A, stai cu metri. Ai greșit. Că mai vedea pe-n tribună pe cineva și nu-i plăcea. Că îl vedea pe la care are ghete Converse sau așa. S-a dus la un eveniment invitat
rar apărea la evenimente pentru că știa că e foarte prețuit și practic distrugea evenimentul. Toată lumea venea să facă poze cu el. Uitau pentru ce au venit. Și a fost la un eveniment și a venit, evident, și l-au întrebat ce bei și el a spus Coca-Cola. Și au zis, aia n-a vând decât Pepsi. Ok, mulțumesc, s-a ridicat, s-a cărat. Și voi nu știți că eu sunt imaginea Coca-Cola? Cum adică să-mi dați Pepsi? Păi înseamnă că râdeți de mine sau că sunteți proști? În ambele cazuri, eu nu am ce să mai caut aici. Și băi, s-a cărat. Stai că... Așa a făcut. Deci așa a făcut tot timpul. N-a existat ceva care să-l... Deci era foarte dedicat. Avea apăruse Corvette, Chevrolet, prima era a lui. Avea Ferrari, avea Merzane, dar marca de mașină pe care el o susținea, topul, modelul de top, era lui. Îl plătea, nu exista să-l primească cadou sau... Nu, îl plătea, dar el avea această conștiință că își apără investiția lui, el fiind imaginea acelui brand. El a început să câștige la nivelul la care am discutat chiar din primul an, adică să zicem în 85, oamenii au început să... Că știu că e un șoc, că ei au stabilit, nu știu, la început că va, domnule, vindem atât sau suntem bucuroși, nu? Dacă vindem atât. El avea trei condiții de îndeplinit în primul an, trei condiții sportive... Să fie cel mai bun marcator sau să fie... El nu jucase la Chicago. Era luat Chicago da. Și nu... El a semnat contractul cu Nike înainte să pună piciorul pe parchet îmbrăcat în tricou Bulls la un meci oficial. Deci el a semnat contractul cu Nike practic blind. Altă nebunie. Blind. Da. Da, deci... Altă nebunie a ălora. Da. Și avea aceste trei condiții de îndeplinit. Da, un All-Star Game, să fie debutantul anului sau să fie cel mai bun marcator. De a îndeplini pe toate. Nu una. El an. Trebuia doar una dintre da, ele. Da, una dintre ele. Sau ghetele să se vândă de $1,000,000. Ghetele s-au vândut în primul an de $126 de milioane. În momentul în care domnul David Falk a pus mâna pe telefon, urmau să, după 3 ani de zile, dacă se îndeplineau condițiile, să urmau să negocieze. Și în momentul în care așa a cerut cifrele și a văzut, a zis băieții, le auzi banul un ăsta, an, dar hai că anul ăsta ar trebui să renegociem. Și au renegociat și au semnat mai departe și de la Jordan 1 a apărut Jordan 2, 3, 4, există 5... Există o explicație, bun, pe lângă faptul că erau calitative, asta clar. Există o explicație. Adică, Emilie, e imens de la un milion este. La... Da. Bun, există. Ok, de la un milion te duceai în 8, în 10, în 15. Da, nu atât de mult. Dar există o explicație pentru că impactul lui cu liga a fost extraordinar. El a fost perceput ca unul din middle class. Bun. Un tip dintr-o familie numeroasă, dintr-o familie medie, neagră, americană, taică-su era electrician, maică-sa lucra la bancă, era casier, adică imaginea lui a fost foarte bună. Venit dintr-un stat mai sărăcuț, așa, în North Carolina, da? Pe lângă faptul că impactul lui sportiv a fost formidabil, el a marcat cele mai multe puncte în acel an. N-a avut cea mai mare medie, dar a marcat cele mai multe puncte. A fost debutantul anului, a ajuns în All-Star Game. Calitățile fizice l-au propulsat imediat. A prins și o perioadă de post Jocuri Olimpice, când lumea a început ușor-ușor să fie aproape de fenomen. Era și o perioadă foarte bună a ligii, în care a apărut să rămegic. Dar el, iartă-mă, neavând o echipă. Nu, echipa era foarte slabă. Echipa, dar a avut noroc pentru că a jucat de la început și pentru că a devenit imediat starul echipei. Și atunci lumea se înghesuia să-l vadă pe Michael de la Chicago Bulls. E, pe lângă acest aspect, inteligența extraordinară a celor de la Nike, care au făcut o gheată accesibilă, o gheată urbană, o gheată pentru a fi folosită de oricine, la un preț civilizat, ea era foarte ieftină în raport cu încălțările profesioniste, care era ideea? Oamenii nu foloseau, nu aveau de unde să cumpere ghete pe care le foloseau basketbaliștii. Nu era în acel moment această politică de a amesteca brânza cu șunca. Nu! Ăia care joacă pe teren folosesc ghete, în afara terenului, oamenii au altceva. E, ăștia de la Nike, băieți deștepți, au zis, bă, hai să scoatem bariera asta, să scoatem bariera și să scoatem gheata în jungla asta. A ăluia care joacă pe parchet. Exact. Și atunci au spus,
au profitat, au făcut acea campanie, că n-aveau voie în NBA decât ghete albe sau negre majoritar. Au inventat acea poveste că Michael a purtat așa și că liga i-a interzis și că a fost amendat clubul. Nu e adevărat, dar au inventat-o. Au făcut un clip în care au spus... Uite, astea sunt alea. Astea sunt ghetele pe care le-a interzis alea interzise. Liga. Tu ți le poți permite. Și așa a intrat în public. Oamenii și le-au cumpărat. Michael, uite, ghete de basket cu tare. Și... De aici a plecat dar atât valul. De mult? Da, imens. Pentru că au folosit acest moment, au pregătit foarte bine momentul în care au lansat pe asta piață. Asta voiam să întreb, că îți trebuie o fabrică, niște resurse, niște... Ele au avut. Asta... Și au putut să vândă, adică... au putut să vândă tot ceea ce au... Știi, domnule, nu ne-a surprins. Nu. Au venit așa, adică zis, faceți 100 de pereți la cineva care făcea 3 pe zi. Nu. Doamne, n-avem cum. Au fost foarte bine deci puși la punct gândită... și au reușit să acopere această cerere formidabilă, imensă de echipă. De momentul ăla, gata. De momentul ăla când tu vinzi ghetul de 126 de milioane în primul an și în anul următor vine... Sunt cifre, sume... Imense. Și acum sunt imense. De neînțeles, adică... Am vorbit acum din anii 84, 85, 86... Era ceva, o bombă pentru America. Și faptul că toată lumea l-a purtat. Și acum, uite-te pe stradă. Eu mă uit că sunt nebun. Păi sunt am nebun. Fost alaltă la magazin. Mă uit pe stradă. Am fost alaltă la magazin și acolo. 90% dintre puștii de la 10 ani la 18 ani au ghete Jordan în picioare. Toate culorile, toate modele, în special primul model. Oamenii special primul model știu. Care nu mai este atât de futurist precum că acum au niște balene, niște șalupe. E clasic. Este clasic. Numai că în toate culorile. Un verde. Unii erau de nebunei, da. Le-au făcut în toate culorile, păstrând aceeași linie, da, aceeași linie clasică a ghetelor Jordan. Și dar e o transmisie în generație în generație, că ăștia mici de 15 ani de acum nu l-au prins. Nu, dar nici măcar nu l-au văzut. Cred că nici nu știu multe despre el. Nu cred că știu, adică... Dar știi cum e, mamă, Jordan, ți-au un Jordan, frate. Păi dacă toată lumea poartă, dacă tinii... Celebra cântăreață pe care fiimea o... Cu Alejandro Sanz, adulează, cu Madrid. Exact. Care rupe norii pe la concerte. Dar ea care vine, are e, 20 de ani. E are... încălțată cu Jordan. Și are zeci de perechi și e fană. Și așa mai departe. Cristi Manea, fotbalistul de la CFR. Da. Are un dressing în care are 300 de perechi. Deci, cum să spun, în toate palierele. Ăsta este marele avantaj al acestei bombe pe care a creat-o Nike. Că gheata asta se adresează tuturor. Vrei gheată făcută în colaborare cu Dior? Te costă 2000, 3000, dar tot Jordan e. Vrei gheată care să coste 100? Îți iei simplu cu 100. Vrei de 300, de 500, de 1000, de 3, de 5, de 7, de 10? Să face. Deci se adresează tuturor. Era crezut în treaba asta? Bun, era fanatic, era zis, domne, intru 100% pentru că este un brand. Da, oare s-o fi gândit? El avem de unde să știm? El nu cred că s-a gândit. Nu cred că, adică este l-a surprins. Ceva... El și-a văzut în primul rând de basket. Faptul că a devenit un tip foarte bine orientat în materie de business se datorează în primul rând agentului lui, care a fost un tip genial, David Falk, care i-a făcut toate businessurile, toate. Deci inclusiv filmul Space Jam a venit de la o idee a lui David Falk. Deci toate businessurile în care Michael a intrat au fost făcute de acest om care era avocat, care fusese se ocupase de era într-o firmă de impresariat, se ocupase de tenis și care și-a descoperit vocația odată cu Jordan. Și evident că pe Michael nu l-a interesat foarte tare. Banii intrau, el își vedea de basket și atunci a fost foarte simplu și pentru David, pentru că omul nu s-a amestecat, l-a lăsat în pace. Ce zicea David, făcea Mike. Mike s-a ocupat de basket, să joace, să aducă... De partea lui, business-ul creștea pentru că el business-ul creștea, își vedea de treabă. Exact. Și a fost exact combinația perfectă, yin și yang. Au făcut produsul perfect care s-a vândut și care merge în continuare și care nu că merge în continuare. Acum a ajuns să facă echipament pentru echipele din NBA
LeBron joacă, LeBron joacă în Jordan. Și am văzut pe la PSG parcă un la Paris Saint-Germain, da? Bineînțeles, și nu dă decât unde consideră el că e ok. Nu-mi strici marca. Nu poate să brand-ul. Vină, exact, nu poate să vină oricine să Croația, de exemplu, se îmbracă echipa de basket în Jordan. În rest nu se bagă peste tot. Dar unde se bagă, se bagă bine. Asta a fost numai în America sau ai spus că l-a creat s-a dus la nivel planetar. Da. Bun, întâi a exploat în state, e normal. Și în momentul și după momentul pe care oameni care nu-l văzuseră niciodată. Nu, sau... dar în momentul în care a apărut Dream Team-ul și momentul, aia a fost în, momentul da. Atunci basketul a trecut ocean. Deci cu acea echipă, în acel moment, probabil cea mai bună echipă din toate sporturile, din toată istoria, ever assembled, cum spun americanii, da. În momentul în care ea a trecut oceanul și a venit în Europa, a declanșat o nebunie. Pentru că la Barcelona a fost chiar o nebunie prezența lor. Faptul că au defilat prin turneul olimpic, nimeni nu s-a apropiat la mai puțin de 30 de puncte de ei. Faptul că au fost niște tipi care arătau, erau semizei, dar care se amestecau cu lumea foarte, foarte ok din perspectiva asta, foarte deschiși pentru presă, foarte deschiși pentru suporteri. E, în momentul ăla, intrarea tare a ligii în Europa a adus practic universalizarea basketului profesionist american. Pentru că era o chestie de, doar de Statele Unite. Până în 1992. După 1992 au început să vină. Au făcut acele competiții McDonald's în care venea campioana NBA. Jordan și cu băieții au fost la Paris. Echipe au fost în Europa. Nu le-a trebuit mult, pentru că nu-ți trebuie mult să apreciezi top basket, da. Să apreciezi marketingul de top, să apreciezi imaginea de top și evident că au fost împrumutate toate rețetele din NBA aplicate în sporturile din Europa și așa s-a răspândit. Au început să transmită și partide și la noi, că ok, că stăteai la 1 noaptea, dar le vedeai. România a transmis după 9-10 NBA. Îți dai seama ce era în Spania, ce era în Franța, da, ce era nu în știam, nu. Da? Italia. Dacă a ajuns la noi, noi neavând jucători, am avut la un moment dat, am avut jucători, nu s-a mai transmis, asta mi s-a părut a fi da. Ceva. Da. Am avut jucători da, și nu prea transmiteam, adică se transmiteau finalele și așa, dar meciurile lui Ghiță, care au fost mari, Ghiță a fost un jucător important în NBA. Ghiță a fost jucătorul care a terminat cu cel mai bun procentaj la aruncări de 2 puncte și a primit trofeul Most Improved Player. Jucătorul cu cea mai mare creștere. Extraordinar. A jucat o serie de play-off cu Jordan. Deci, faptul că s-a transmis, că au apărut casetele video, că au devenit foarte ușor de cumpărat, că s-au înregistrat și s-au adus o mulțime de meciuri și așa mai departe, că televiziunea a crescut exponențial. Toate astea au fost în favoarea fenomenului care a cuprins Europa și, evident, a urmat imediat, după 90, trecerile de basketbaliști europeni în NBA. Și atunci era foarte simplu că tu având tu Franța, având jucători acolo, tu Germania, având jucători acolo, tu Serbia, având jucători acolo, toată lumea voia să vadă. Cum se descurcă, aia se transmiteau și așa mai departe. Da, el a reușit într-un sport în care existau deja niște uriași. Da. Adică, domnule, el era Maradona comparativ cu amărâții ăia care nu luaseră nimic până atunci și a venit el. Erau niște uriași. Categoric. Nu numai generația asta pe care o știm noi cu Magic și cu Larry Bird și așa, aveau și înainte categoric. Niște... Categoric. Categoric, da? Și Netflix-ul acum a început o campanie de, hai să spunem, de conștientizare pentru fanii basketului, că practic NBA nu înseamnă numai LeBron, nu înseamnă numai Curry care trage 4.000 de 3 puncte pe meci, că basketul ăsta a însemnat și altceva. Ajuns nu se mai uită, o aruncă și se întoarce, da, știe că pică acolo și râde cu ăla. Da, da, e concurs de aruncări. Bun, și atunci pe Netflix a apărut un documentar de 2 episoade dedicat lui Jabbar, acum a apărut, acum 3 zile, pe 8, dedicat lui Russell, care a fost ceva înspăimântător. Este unul dintre cei mai importanți sportivi din istorie. Nu numai basketbaliști. Era ceva uluitor.
ce înseamnă apărare. Omul care a inventat capacele, îi spuneau, nu te apăra așa, păi vrei să blochezi aruncarea. Ba da, dar nu așa. El venea și dădea cu toporul. Bam! Deci, vor apărea mai departe despre oamenii din perioadele alea, din anii 60, când practic Liga s-a construit. După care au urmat anii 70, anii 80. De ce vorbește lumea de vârsta mea prioritar despre acea perioadă? Eu spun că perioada 85-2003, ăștia 25 de ani, sunt ăștia, am zis bine, 15 ani, da? Sunt practic anii cei mai frumoși din basketul mondial. Pentru că David Stern a devenit commissioner la ligă, a luat liga și a făcut-o brand planetar. A fost această generație cu Bird, Magic, Jordan, Pippen și așa mai departe, Stockton, Malone. Au avut loc cele mai interesante dueluri, rivalități. Erau oameni care stăteau 15 ani la o echipă. Nu exista, erau... m-am trezit așa, ia să mă transfer eu. Bă, vreau să plec. Trimiteți-mă în partea aia. Uite, Durant e la a treia echipă într-un an de zile. Deci nu exista. Era omul asimilat unei echipe și acolo rămânea. Malone și cu Stockton au fost la Utah. Drexler a fost până la bătrânețe. Se transfera până la 35 de ani, dar până atunci a jucat la Portland, Barclay, la Philadelphia, după care la Phoenix. Hakeem Olajuwon, Robinson și așa mai departe. Și da, atunci evident că aceste personalități care păstrau 10-15 ani tricoul aceleași echipe, generau spectacol, generau interes, generau atenție și așa mai departe. Și de-aia cred că la momentul respectiv că exista apărare, că oamenii aia făceau și spectacol în condițiile în care se luptau ca chiori, nu exista să nu joace maximum de meciuri. Nu exista, mă strânge un ciorap, nu joc azi sau n-am chef. Nu exista. Jordan spunea, cum adică eu să nu joc? Chiar dacă mă doare piciorul, chiar dacă, păi, doctore, fă ceva, e posibil ca în tribună să fie niște oameni care au făcut niște eforturi imense și vin să mă vadă pe mine și asta poate să se întâmple odată în viață pentru ei. Cum ar fi eu să nu intru pe teren? Nu exista. Dar el trăgea totul după el, nu? Da. Adică, pornind de la aspectul sportiv, tot, exact cum ai zis tu, ligă și așa mai departe, până la ghete de aia și ce se întâmpla în sală. Tot. Asta ce vedem noi acum 4 ore jumătate, un meci, e urmarea ceea ce făcea el, adică așa atunci a început să crească. Da. Adică cu spectacol, cu mașinuțe care intră pe parchet, cu trag ăia, cu tricouri, trag... Sigur că da. Pentru că ăsta fiind un business, oamenii au încercat să adauge fenomenului sportiv chestii legate de business. Într-o țară, iară, scuză-mă, în care existau sporturi. Da. Adică, domnule, nu era nimic și au venit ăștia. Existau baseball, adică... exista fotbal american. Existau, dar sunt sporturi de aer liber. În materie de sporturi de sală, nu era. Adică basketul nu era un sport care să fi ieșit foarte pregnant afară, în public. Se juca pe playground-uri. Jucau băieți. Da. Dar vedetele erau așa, cum să spun, într-un închistate, într-o bulă, băgate într-o bulă, da. Oamenii i-au scos afară și au devenit vehicule de marketing. Automat, eu având o echipă de basket, caut să aduc oamenii în sală. Ca să-i aduc, unu, trebuie să le dau performanță pe parchet, doi, să le generez ceva pe perioada în care nu se joacă basketul. În pauză, în timeout-uri, la început, la final, așa au apărut majoretele profesioniste, la Lakers, da? Alți băieți deștepți acolo care au făcut showtime-ul. De ce? Pentru că asta cerea americanul. Venea la meci, venea să mănânce, să bea o bere, să vadă un spectacol. Să stea 4 ore acolo. Exact, să stea 3 ore jumate, 4 ore în sală și atunci trebuia să-l ții. Ca să iei banii pe bilet, da, trebuia să-l ții cu ceva. Și atunci să-ți mai vină și tură următoare. Exact. Au brodat pe lângă basketul, care oricum era de top, da, au brodat aceste chestii, care ulterior au luat amploare. Au ajuns să facă, de exemplu, la hockey la Las Vegas, fac în patinoar turnir.
Că ei sunt Golden Knights, sunt cavalerii și au adus și fac turniri cu cai, cu cavaleri, cu sulițele alea. Poc, în patinoar. Deci este inimaginabil. Că e Vegas, na, acolo se poate orice. Orice. Deci se poate face absolut orice și ei au demonstrat că sunt în stare să facă absolut orice pentru că totul este făcut pentru spectator. Că de-aia plătește-l. Acum sunt niște scoruri la bilete foarte mari, dar să le sunt pline. Adică oamenii, chiar dacă nouă ni se par salariile mari, că ni se par că aruncă cu banii, banii aia sunt produși. Nu ia nimeni cu japca, nu dă vreo primărie, nu dă vreun consiliu local județean și așa mai departe. Oamenii aia sunt produși de o firmă, NBA, care asta face. Ia bilete, vinde bilete, ia bani pe bilete pe care investește mai departe. Salariu. Și așa mai departe, și așa mai departe. Și business-ul merge. E clar. Dar business-ul merge pentru că a existat un băiat deștept, David Stern, și un băiat... Și care a avut și un motoraș, o locomotivă. Ăsta, așa... ăsta a fost locomotiva. Deci ăsta a fost locomotiva. Cu siguranță că ar fi găsit pe cineva, dar nu detalia lui. Adică dacă el nu ar fi, știi, s-a găseau. S-a perfect. Ăla a venit în 85, da? La conducerea... Mai bine data nu se deci poate. Deci era primul sezon al lui Jordan. L-a simțit, l-a mirosit, l-a văzut că e. Îl iau pe băiat. Și atunci a... Cum să spun? L-a folosit ca locomotivă pentru orice. Toate celelalte. Jordan și-a dat seama de treaba asta? Cu adică el era conștient? Cu siguranță și-a dat seama. El își vedea de treaba lui în plan sportiv. Da. Aici n-avem ce comenta. Da, da, da. Îl vedeam cum își încheia ghetele singur, că ar fi putut să pună un sclav, dar niciodată, niciodată. Și așa mai departe. Nu, nu. A avut un respect ieșit din comun pentru basket, pentru jobul lui și este, cred, aici cred și cu argumente, că este omul care și-a făcut cel mai bine jobul din istorie. Nu cred că există un om care în meseria lui să fi fost atât de performant cum a fost Jordan. Sau dacă există... Dar el așa s-a născut cu boala asta. Da. Adică, domnule, trebuie să fiu aproape de perfecțiune. Exact. Și vreau să spun că dintre ăștia din familie, el e singurul care a performat. Adică n-a fost ceva să spui, lui, da. Nici surorile, nu. Da, domnule, a excelat în ceva. Deci, uite, a mai fost cineva cu gena asta el sau i-a cu tras pe toți, aceste calități. El i-a tras pe toți alături el de el. El așa s-a născut, că îl bătea pe fratisul la basket, ăla fiind mult mai mare, nu? Sau cu niște ani în plus. Da, da, da. Dar el, pe el îl interesa să-l frigă pe ăla. Exact. El a avut... Era frasul. Frasul, da. Deci, omul a avut această mentalitate de a câștiga indiferent de competiția sau de momentul respectiv. Dacă el ajunsese să trișeze la cărți, juca cu copiii lui și el trișa ca să-i bată, nu cumva să piardă, îți dai seama cam ce determinare avea și la un moment dat a fost o prezentare a echipei în NBA înainte de sezon, după ce se termina cantonamentul, echipa invita presa locală, pentru că, locală și națională, care putea să vină, într-un spațiu în afara sălii, unde jucătorii stăteau la discuții cu oamenii, la un pahar de vin, jucau un bowling, jucau ceva, o chestie foarte mișto, deșteaptă, pe care ar putea să o facă și ăștia în Europa, nu știu de ce nu o fac, pentru că mi se pare o chestie genială. Da? Și acolo, la un moment dat, s-au apucat de biliard. Și Jordan era priceput la biliard. Și a stat până când i-a bătut pe toți jurnaliștii. Până la 3 dimineața. Că tot timpul este exista câte unul să joace cu el. Să joc și eu cu el. Hai mă să joc și eu cu el. Hai mă să jucăm. Pac, 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 pac. Până când nu i-a bătut pe toți, nu s-a lăsat. Care mai sunteți, care mai sunteți, o baie? Care mai sunteți? Hai mă, vină cu, hai, la biliard. Știi? Deci așa făcea. Și așa făcea peste tot. Adică nu exista. Și faptul că el avea o etică a antrenamentului pe care am încercat să o scot în evidență în carte. Pe lângă toate performanțele lui, pe lângă toate reușitele lui, omul a avut un secret. Secretul este că se pregătea ca dracii. Adică tot ceea ce a izbândit, în tot ceea ce a izbândit, el a făcut-o
cu mijloacele pe care și le-a creat. El s-a pregătit, s-a antrenat din toate punctele de vedere la nivel maxim. La nivel maxim. Și atunci, în momentul în care tu-l vezi, și ăsta era mai mult decât un exemplu, el e cel mai important jucător din echipă, da? El nu se plângea niciodată. El juca accidentat. El juca bolnav. Taică se spunea, zice, să nu vă bucurați dacă Jordan e accidentat în meci, pentru că va da 200%. Atunci să vă speriați. Când e răcit, când are febră, când are glezna uflată. Că și el era om, ok, bun, exact, o mașinărie, dar... Pentru că atunci determinarea lui se triplează. Și evident că tu având în echipă exemplul ăsta, el era primul la antrenament, el făcea toate exercițiile, toate schemele, juca de parcă s-ar fi terminat lumea a doua zi și normal că toți ăia spuneau, bă, trebuie să facem ca el. Dacă nu facem ca el, plecau. Sita a cernut. El și-a creat, practic, această echipă. El i-a creat pe tot, și pe Pippen, și pe Horace Grant, și pe ceilalți. El și-a creat. El a impus un standing. Bă, vreți puteți să rămâneți? Plăcută. Nu puteți, mulțumim, la revedere. Și atunci, evident, dar nu era greu să crești lângă el? Era foarte greu, pentru că era foarte dificil de lucrat cu el. Era egocentric, era rău, vorbea urât, își demotiva și asta înseamnă că dacă reușeai să vezi, înseamnă da, că erai ceva șmecher. Toți cu care sunt mărturile și în film, toți cu care a fost în echipă și care au câștigat datorită lui, toți spun, da, era nesuferit, îmi venea câteodată să îi sparge în capul, dar știam că ăsta e prețul pe care l-am plătit. Când am ridicat trofeul deasupra capului, când am văzut contul în bancă, când am ieșit de acolo și am semnat cu 7 companii, datorită cui? Datorită lui, că omul a tras de noi, băi, Cocoș, vină încoa, fă ca mine, antrenează-te, muncește. A terminat sezonul 95, atunci când s-a întors și a pierdut semifinala cu Orlando, și s-au strâns la vestiare și au zis gata, vacanță, nu știu ce. Și a venit s-a dus la Ron Harper și a spus mâine dimineață ești la mine la sală. Păi cum că suntem în vacanță? Nu, tată, nu. Ne apucăm să ne antrenăm. Și s-a antrenat toată vara ca nebunul cu el, cu Harper, cu Pippen și cu ceilalți. Și în sezonul următor au câștigat 72 de partide și au dus până în finală. Este socotit cel mai mare sezon din istoria basketului. Da? Deci așa se face. Așa se lucrează cu el și așa s-a lucrat. Sigur că e deranjant. Sigur că te enerva, îți venea să-i crăp capul, da, câteodată. Că râdea de tine, că dacă nu poți, du-te acasă, că da, dacă nu ești în stare, am văzut așa, ia o batistă, că dacă îți vine să plângi, și așa mai departe. Da. Deci avea această capacitate de a ridica nivelul cu echipierilor, pentru că văzându-l pe el... Și mi-aduc aminte în meciuri memorabile, adică când îi spune lui Steve Kerr, nu? Da. Băi, poți mă să... Da. Dacă ți-o dă în ție, adică e, nu mai era de joacă acolo, era nu, vorba de titlu. Era ultima fază și era meciul de titlu, da? Și a spus, băi, a spus, fii pregătit. L-a întrebat, dacă ți-o dau, ești pregătit? Și l-a zis, da. Ok. Și ăla un picuț șmecher așa, șmecher, adică tremurau toată. Da, îți dai seama. Exact. Acum e antrenorul lui Golden State. Să da? Te întrebe Jordan, băi, ești pregătit? Ce variantă de răspuns aveai? Și ăla zice, da, Mike, sunt pregătit, ok. Hai, dați eu ăstuia, mă. Și a dat-o și a câștigat. După care la parada victoriei a venit și a spus, s-au prezentat toți în față, erau 250.000 de oameni acolo în parc și a venit Kerr și a zis, hai să vă spun eu cum a fost treaba cu ultima aruncare. Zice, a venit Michael la mine și mi-a spus, băi, Steve, ce, ajută-mă și pe mine, te rog, că nu prea sunt obișnuit cu momentele astea. De, băiatul meu. Super Caterinca. Zice, da, crezi că poți să mă ajuți? Da, Michael, stai liniștit, las-o pe mâna mea că o bag. Zice, asta e povestea, zice, omul săracul tremura, era așa, când colo, de fapt, era exact invers. Era exact invers, adică el știa că urmează să vină faza respectivă și că toată atenția va fi concentrată pe el și din nenumăratele sutele, miile de momente de genul ăsta pe care l-a traversat, i-a mai dat și lui Kerr odată, i-a mai dat și lui Paxson odată în finala din 92 când a aruncat de 3 cu Phoenix, dar tot pentru că el era, bun, el era acolo. Și Phil Jackson este Del Bosque-le de la Real Madrid sau chiar îl ascultă? Adică Del Bosque se spune că, bun, avea reale calități și fost mare jucător, dar se spune că mai mult îi întreba pe băieți ce mai face soția, ce mai... Nu. Adică nu e... Phil Jackson a fost omul care practic a fost piesa potrivită acolo.
Nu există echipă mare fără antrenor mare. Jordan, iartă-mă, nenicule, s-au aliniat toate perfect. Da. Adică vine la, la Nike, vine la NBA și se găsește cu ăsta. Adică nici dacă le pui cu mâna. Aici este, aici este invenția. Deci Phil Jackson este invenția general managerului clubului, acel Jerry Krause de care se cam râde prin, în film. Ăla mititel așa mititel, și săracul ăla, de zici ăla. Că s-a întâmplat ceva cu el? Ăla practic l-a inventat pe Phil Jackson. Phil Jackson a fost antrenor la Albany Patruns, o echipă mediocră. El a urmărit și a rămas în contact cu Phil Jackson. Și ușor, ușor, antrenorii de la Chicago au plecat pentru că nu puteau să facă pasul către. Chicago a câștigat. Te sugruma, Jordan? Da. Te înghițea? Da, și cum să spun, pasul următor era să creezi o echipă competitivă care, cu care să câștigi titlul. Pentru că Jordan, deja de la al treilea an, când a marcat 3000 de puncte, când a terminat cu 37 de puncte pe meci, a devenit MVP, a devenit cel mai bun jucător defensiv al ligii și cel mai bun marcator. Deja anii treceau, echipa nu performa, n-a trecut. El era bun, bun, bun. El era bun. A venit și Pippen. A mai trecut un an. S-a făcut 89. Nu mergea. Asta e explicația pentru care el e în 85 până prin 90. E bun, e asta, dar e fără echipă? Da, adică da, are 5 anișori. Da, da. În 88, când a fost, când l-a adus pe Pippen, când i-a adus pe Pippen și pe Grant, altă mișcare genială, tot a lui Krause, da? Mai lipsa antrenorul. Și l-a adus. Și în 2 ani de zile l-a luat titlul. Și după aia, cum să spun, omul a venit, omul a fost revoluționar. Omul a venit și datorită secunzilor Tex Winter, care a inventat acel atac în triunghi, da? Triangle offense, omul a revoluționat ofensiva în basket. Și cum să spun, Jordan asculta cu ultra strictețe de el. Jordan n-a avut niciun conflict, niciun moment în care să fie într-un diferent cu Phil. Și asta pentru că Phil era un tip foarte inteligent, un antrenor genial. El modestuț ca antrenor până în momentul ăla, dar ca fost jucător... Mare jucător. Mare. Adică bănuiesc că Jordan a fost. Băi, nene, ia arunc o să te văd și eu. Era pivot, era om, a fost jucător, adică nu era vreo fraier. Nu era, că îl înghițea și pe el. Sigur. Și omul a crescut odată cu echipa. Și a devenit balaur. Adică Phil Jackson are 11 titluri câștigate. 11 rings, așa se cheamă și cartea lui, da? Și a demonstrat... Cu Jordan și cu Pippen, cu Rodman și cu Jordan, după care cu Kobe și cu Shaq, mai mult de atât. Da. Deci a avut alte două personalități. Da. Altă bun, nebunie. Și că i-ai avut pe ăștia, mă, nebunule, 6 ani cât au mers, cu tare. Okay. Bun, s-a terminat, s-au retras. S-a dus în munți, la pescuit. I-a chemat ăla, hai vino la echipa ta. L-a sunat băieții, bă, vină încoa. El e Lakers la bază, nu? A fost antrenorul Lakers după. Nu zic ca jucător. A jucat la Knicks. La Knicks. Da, a jucat la Knicks. Da, a jucat la Knicks. L-a chemat Ivan Ocoa. L-a chemat. A mers cu alți doi grei. Da, și un alt vestiar complicat. Într-un oraș complicat, cu o franciză glorioasă, adică era undeva pe dos față de Chicago. Da, la aia, dacă nu luai un an... Nu, da. E mersul echipei. Nu te trăgea nimeni de beregată. Bă, da, ce faci, bă, ca geme magazia de titluri, să mai punem încă unul. Nu, la Lakers era altceva. Lakers înseamnă top franciză în NBA. Și a reușit. A câștigat deci acolo. Clar că era... Deci omul era foarte bun. Și asta este, sigur, pare o aliniere de planete. Cel mai bun general manager din istoria basketului, da. Sau printre cei mai buni, da? Cel mai bun antrenor, da? Și cel mai bun jucător. Asta a fost și s-au aliniat, au avut perioada aia formidabilă, iar din 98 de când Michael și cu Phil au plecat, Chicago nu a mai existat în basket. A mai jucat așa o semifinală de conferință, l-au mai avut pe Derrick Rose. Deci dar, e clar că... Uite că sunt mulți ani în care nu s-a mai întâmplat nimic. Având bani, având în continuare notorietate, în continuare în primele cinci ca merchandising și ca marketing, da, performanță nema. El mai trage acum Jordan? Mai trage ca merchandising? Adică mai e cu 23 să în continuare? Da, bineînțeles. Adică îi ajută pe amărâții ăștia? Da, bineînțeles. Cum? E sportiv. Da. Ei nu pot sportiv. Nu pot sportiv. Dar... că e greu sportiv, adică acum e foarte greu. Acum... Bun, el nu s-a gândit niciodată să vină aici sau e mai dificil sau cum e? Unde, adică, să vină la Bulls? Da. Păi nu, pentru că și-a oferit serviciile odată, a fost refuzat. A. Reinsdorf, proprietarul, i-a zis, bă, și la...
La care se ducea mereu la Micu și... Da, da. Și atunci s-a reorientat, și-a luat echipa din, practic, de la el din stat, da, din Charlotte, da. Și... El voia să fie în fenomen. Da. Mă, nu plec. A vrut să fie în fenomen, a avut bani, a zis, bă, mi-au o echipă. Că n-o fi, da, rău. A luat o echipă care valora 600 de milioane și care acum e 4 miliarde valoarea echipei, apropo. Dar sigur că e greu din punct de vedere sportiv să reușești și pe undeva e, știi cum e, că viața ți le mai întoarce așa. El a avut tot timpul o relație urâtă cu Jerry Krause. Pentru că îl lua peste picior, făcea mișto de el, nu prea se înțelegeau, se respectau extraordinar. Jerry Krause a făcut echipa, dar Jordan, și se vede și în film. În film, da, e, film e caricaturizat, da, adică da, da. Și arătat ca personajul negativ. Și iartă-mă, tot timpul întreb cine e ăsta, mă. Da. Bă, de ăsta cine e? Da, da, da. Și se spune că el a stricat echipa, ok. Tăiate alea, scoase din context, exact vorba, da, ta, ca să-l faci ca varză. Ca să-l faci varză, da. Și... Toată dar rămâne cu adevărul. Nu, rămâne cu impresia că el a stricat echipa. Da, într-adevăr. A fost o conjunctură în care el a mizat pe un cal prost. Pe celălalt antrenor care a fost Vax. Da? Și i-a grăbit plecarea lui Phil. Dar pentru ceea ce acumulase până atunci, nu se poate șterge. Adică nu există, bă, gata. Ștergi, da, cu buretele, nu mi-a asta și... Ești un fraier. Nu, nu. Și Jordan a rămas cu această chestie. Bă, nu mai vreau la Chicago, că nu mă înțeleg cu proprietarul, cu cutare. Și și-a ales această echipă. Dar, revin, e greu. E greu ca proprietar. E greu să obții succesul când depinde nu numai de tine. La Jordan era simplu pe teren. Depindea de el. De el și de câteodată de băieția. Dar 90% din cazuri depindea de el. Da? Și atunci, în momentul în care ești proprietarul unei echipe și decizi tu tot, că practic decide tot acolo, e fratisul în conducere, e cumnată sa, e fisul, e... Deci e clubul de familie. Dar clubul de familie, condus de el, de ani de zile se chinuie. Se chinuie pe la fundeni, pe la coadă, pe acolo. Pe la fundeni nu reușește să facă pasul. Și iată că nu e ușor să fii Kraus. Nu e ușor să, da, administrezi un club, nu e ușor să găsești jucători, nu e ușor să tranzacționezi briliant, așa cum a făcut-o cu Scottie Pippen, da? Și cu Rodman, cum a făcut-o Kraus, da? Că el i-a adus. Deci e foarte complicat și depinzi de foarte multe necunoscute, dar mergem mai departe. E liniștit că își vede de business, îi aduc firmele astea pe care le reprezintă o mulțime de bani. E în continuare cel mai bogat sportiv ever și, cum să spun, trăiești o viață foarte ok. Bun, ai vorbit de Scottie Pippen și de toți băieții din jurul lui, am stabilit că era foarte greu să crești lângă el, dar în același timp te și valida, nu? În momentul în care, băi, ăștia sunt ei alți patru care joacă alături de mine, înseamnă că erai ceva. Sigur, sigur, pentru da, că Sancho Panza, că Pippen, că scutierul, că bun. Dar tremurai, ți-era... Super calitate, super calitate. Deci Pippen a avut super calitate. După părerea mea, dacă Pippen ar avea acum 30 de ani în ligă, ar râde de întreaga ligă. Pentru că probabil, poate LeBron să-l fi depășit, deși nu cred, pentru că nu se apără ca Pippen, la nivel de all-around player nu există nimeni mai bun decât Pippen. Pippen a fost un jucător formidabil, din toate punctele de vedere. Se putea apăra la oricine, putea ataca pe oricine, avea o disciplină tactică excepțională. Avea niște nebunii care s-au manifestat prin carieră, dar era extraordinar de important în toate nivelurile basketului. Și sigur că trăind în acest mecanism care a exmatriculat câțiva jucători, Chicago s-a modificat foarte mult față de momentul intrării lui în ligă până la momentul în care a câștigat titlul. Deci s-au schimbat jucători, s-au schimbat antrenori, s-au perindat foarte mulți pe acolo, care n-au rezistat pe lângă el. Da? N-au rezistat din vari motive, dar cine a rezistat pe lângă el s-a upgradat extraordinar, pentru că el practic el n-a avut mega staruri în momentul în care
jucătorii ăștia au venit, n-aveau nivel, n-aveau statutul de superstar, da? Cum ar veni acum, cum s-a dus Durant la Phoenix, da? S-a dus un jucător excepțional într-o echipă foarte bună, ok. La Jordan n-a fost, că Rodman când a venit, avea el aura asta că de jucător excepțional defensiv și câștigase o mulțime de trofee la nivel individual la recuperări, dar era un nebun, un om care dinamita vestiarul, un om care făcuse numai nefăcute pe la San Antonio și după ce plecase de la Detroit. Deci, toți cei care au venit la Chicago au crescut și-au crescut nivelul pentru că acolo au îndeplinit cerințele lui Michael. Și așa chiar a devenit un jucător. Așa. Kukoč a devenit Kukoč care nu știa ce e apărare. Kukoč habar n-avea. Kukoč era un jucător ofensiv foarte bun, dar care când a ajuns în NBA era aproape nimeni. Dar pentru că a stat lângă el, la fel Harper. Harper când Jordan s-a întors, era nebunie prin oraș și în Chicago, era vorbim de primăvara lui 95, când s-a întors de la baseball după prima oară când s-a retras. Se auzea că vine la antrenament. Și au ajuns la antrenament și erau Harper cu Kerr, oameni care nu fuseseră coleși cu el. El a plecat în 93, veniseră după ce el se lăsase. Deci nu-l știau. Și când au ajuns în vestiar, au început să discute. Bă, vezi că vine Jordan, bă, ce faulă, cum o să fie, cu tare. Îți dai seama că toată lumea știa că e un personaj greu de suportat și foarte competitiv, nu merge ușor cu el. Și Harper îl întreabă pe Kerr Harper, care juca conducător de joc și poziția 2 și shooting guard. Deci undeva era cam pe acolo cam cu el. Și zice, bă, dar ce? Îl întreabă pe Kerr, tu crezi că vine și o să fie titular? Și Kerr se uită așa la el, zice, auzi, prietene, omul are statuie în fața intrării în sală. Crezi că va fi titular? Poate să-ți ia locul. Adică, cum tu îți imaginezi cu omul care are statuie în fața intrării, da? Și când, bine, așa, da. Și când numai vestea că se întoarce a galvanizat toată suflarea sportivă a planetei, da? Tu mă întrebi dacă o să fie titular? Dar chiar puteai fi prieten cu el? Prieten, nu jucător. A avut prieteni? Nu din basket. Nu din basket. Foarte puțin din basket. Foarte puțin din basket. A avut niște prieteni apropiați din copilărie, care l-au urmat toată cariera, toată viața, da, n-a avut prieteni în basket, foarte puțini, n-aș putea să spun acum că a fost prieten cu Barkley. S-au certat, n-au vorbit și nu vorbesc de foarte mulți ani. Pentru că e foarte sensibil la critici, Michael, când vin din partea apropiaților lui și atunci imediat ești eliminat. Cu Pippen a fost un coechipier excepțional, a fost prieten. Până când Pippen, gelos pe succesul lui, a scris o carte în care a scos la iveală niște mizerii și din momentul următor, cred că Michael a rupt și puntea mică pe care o mai avea. A fost prieten cu Magic și cred că este în continuare prieten cu Magic, da? Deși erau în conferințe diferite, erau un foarte distanțați, dar Magic a apreciat foarte tare modul în care Michael s-a comportat atunci când Magic a anunțat că are HIV, da? Practic pe el l-a sunat. Da. Era în mașină, l-a sunat și ăsta a zis, stai puțin să trag pe dreapta că fac accident, că nu vine să cred. Deci i-a apropiat foarte tare momentul ăla, după care i-a apropiat foarte tare cantonamentul dinainte de Jocurile Olimpice și aventura la Jocurile Olimpice. Au jucat acolo, s-au împrietenit cu familie, cum, și a fost o chestie foarte... Ei nefiind cantonați în statul olimpic, că au zis să ia bă, nu. Să nu-i deranjă. Ei au stat într-un hotel lângă Rambla, da? Un hotel numai al lor, pregătit de forțele speciale, de băieții din NBA, nu știu ce, au stat acolo. Întâi au făcut un cantonament în Monte Carlo, unde au jucat, rupeau cazinoul noapte de noapte și ziua erau la piscină și așa mai departe. Ei așa s-au pregătit exact pentru... Și, îți dai seama ce surpriză a fost pentru ei? Când Barkley și Coșta au coborât la piscină și le erau topless. Ceva de neimaginat în America, dar la Monte Carlo, excuse-mă, era ceva din peisaj și au nebunit, după care au văzut ce înseamnă cazinouri, viață de noapte. Hai, care, tată, că nu e numai antrenament, zice, e bine la antrenamente, e bine la cu basketul, dar e bine și pe lângă. După care, pe același golf în fiecare zi, așa, după care pe același tipic la
Jocurile Olimpice la Barcelona, tot așa, cu hotel, se plimbau, ieșeau și acolo s-au împrietenit. Acolo s-au sudat o mulțime de legături și Jordan a rămas foarte apropiat de băieții din Dream Team. Sigur, prieteni cu Magic doar. În rest, el a fost prieten foarte bun, a avut un prieten foarte bun, locotenentul lui Charles Oakley, cu care a fost la Chicago, care după aia i-a devenit adversar pentru că l-au dat pe Oakley la New York. Și dar n-a avut foarte, foarte prieteni foarte apropiați din basket. A avut, în schimb, din afara basketului și aia au rămas. El știa să se distreze sau era un tip pentru care basketul însemna totul? Adică era așa? Nu era așa. Nu. A fost disperat după jocuri video. Disperat. Deci omul și-a cumpărat, avea acasă consolă de aia, de pe vremuri, când juca Tetris, șarpele, tralala, ți-a pușcau rachete de-alea, cum erau până anii 80, da? Deci a avut așa. Era foarte pasionat de filme, se uita, avea, după care și-a făcut cinematograf acasă. Juca toate astea, sporturile colaterale americane, biliard, bowling, golf, nebunie, deci golful pe care l-a prins în colegiu. I-a devenit practic a doua natură, deci la golf, și de la golf i-au plecat problemele, pentru că da, acolo paria și acolo a pierdut o mulțime de bani și acolo început acuzele, da, și a jucat cu diversi cetățeni pe care nu prea îi cunoștea, care de fapt erau interlopi, și așa că na, joacă și interlopii golf, nu numai băieții deștepți. Și de la golf i s-au tras multe, multe probleme și de la gambling, pentru că nu neapărat gambling-ul ăsta pe care ni-l imaginăm noi, adică mă duc la casă de pariuri, da, și pariez. Nu. El se ducea cu la casino. Weather, de vine cu... Exact. El geanta de... juca la casino, juca și blackjack, juca și așa, și făcea pariuri. Gambling-ul la el ce însemna? Jucau golf și spunea, pe următoarele trei lovituri pun 50.000. Eu pun 100.000 și așa mai departe. El de acolo a pierdut o mulțime de bani. Astea erau distracțiile lui. Deci a avut multe chestii pe lângă basket. Nu era numai disperat după basket, sigur, era ocupația numărul 1. Să nu uităm că într-o perioadă în care nu existau telefoanele mobile, cineva stătea cu o cameră din asta de mână și îl filma când juca liniuța. Da. Da? Da. Deci nu era, că acum e simplu, e explicabil, scoți ăla și filmezi. El dădea cu ăla, cu șeful. Aia a fost, da, cu șeful de la pas. Exact. Te fac o liniuță. Aia a fost o idee genială a acestor băieți de la NBA Entertainment. Pentru că i-au mirosit, bă, vine 97-98, e cam ultimul sezon al lui Jordan. Știau că e la final de contract, că Phil va pleca. Nu era greu să îți imaginezi că se sparge combinația la Chicago. Și atunci ăștia din ligă au zis, bă, hai să punem un reporter și un operator. L-au sunat pe Kraus, ăla a zis ok, dacă vrea antrenorul, nicio problemă. L-au sunat pe Phil, Phil a zis, stai să-l întrebă Michael. Michael, ești ok cu chestia asta? L-au zis da. Că e o presiune, e ceva, stă unul cu camera. Bineînțeles, îți dai seama. Și lui îi plăcea, pentru că... Da, da. Eu aș fi închis camera în momentul în care încep să joc cu tine o liniuță. Bă, opriți puțin, 3 minute. În momentul în care și-a asumat chestia asta, nu exista. Sigur că dacă avea nevoie să-i zică ăla, bă, da, vreau să-mi jur pe unul, ia oprește camera, oprește, ca așa. Da. Să vreau să-i sparg două pahare în cap. Nu era o problemă. Dar această idee genială pe care au avut-o a stat la baza acestui film și vreau să spun că ar trebui să fie urmată și de alții, pentru că din păcate, uite, sunt o mulțime de lucruri, de evenimente uriașe în sport în ultimii 20 de ani, când o chestie ca asta era super accesibilă, care n-au avut parte de așa ceva, da? Champions League-uri, mai ales Barcelona, Real Madrid, basketuri și așa mai departe. Sunt o mulțime de evenimente care se pot transforma foarte ușor datorită imaginilor. Da, pare că lumea s-a oprit la el acolo, da, știi? Da.
Și ei au avut ideea asta în 98 și uite că a fost posibilă și într-adevăr ai văzut, a filmat peste tot. Da. Peste tot. Și cu acordul lui. Cu acordul lui, sigur. Adică nu știu câți sportivi într-un vestiar poate să permită cuiva să vină să-l vadă pe la trăgând trabuc. Ok, chiar dacă e un eveniment, ea nu contează. Da. Știi? Sau chestiunile, da. Sau jucând cu ăla, ai mă $10 pe tine, da. Da. Hai să care o de la Linuță, care lipește, moneda de mai aproape. Da, de... sincer, dacă ai fi văzut un jucător din România că face așa ceva, zice, bă, normal că ele vai mama lui. Nu. Cine l-a filmat, mă, să-l dea? Da, uite-te și bă, da, cine l-a, ce răi, bă, ce răi sunt ăștia, ce dați, mă, că el în vestial joacă cu ăia Liniuța? Da, da, da. Atât aduce mintea, mă, știți la, că el de fapt... pe șeful de la pază, da. L-a luat și dădeau la perețel. Exact. Și ăla a filmat. Exact. Cine l-a filmat? Cine era, mă, în vestiar acolo? Da. Ăla, el a luat-o și a băgat-o în film. Da. Arătând oamenilor cum își cacă la perețelul. Vreau să spun că eu am fost în vestiar. În 2001, la All-Star Game-ul pe care l-am văzut de acolo, primul, că am văzut două, am fost la Washington și, din păcate, n-am avut cameră la mine. Dar, pentru ziariști acreditați, se putea intra în vestiarele celor două echipe, Est și Vest, înainte de meci. Corect. Și s-a putut intra și după meci. Îți dau cuvântul meu că am intrat evident de curiozitate, n-aveam cu ce să filmez, n-aveam cu ce să fotografiez, am reușit să fac niște poze pentru că îmi cumpărasem un aparat de la de plastic din așa. Am plecat și eu pentru că eram convins că nu se poate și am zis, bă, n-ai rost să-mi iau cameră cu mine, nu erau telefoane cu deștepte și am plecat practic nepregătit, dar am intrat în vestiar unde oamenii filmau. Erau ăia, unii în curul gol, se băteau cu prosoapele, se stropeau cu apă. Nu exista să filmeze cineva. Stăteam fața locker-ului, vorbea cu ăla, nu exista ca să tragă ăla. Ambianță, uite-l pe ăla, da, că te bate, uite-l pe ăla, că te scuipă. Da, da. Bagă. Nu există. Și se intra. Și am intrat și după 4 ani când am fost acolo, am fost cu operator, am fost cu Vali Motorga și am filmat în vestiar și am făcut interviu cu Magic în vestiar. Am făcut interviuri cu toți, am făcut cu Kobe, am făcut cu LeBron, am făcut cu toți care erau acolo, cu Wade și așa mai departe. I-am pus să citească de pe foaie, urmăriți NBA la TVR. Deci nu există așa ceva. Nu-ți imaginezi ca jurnalist că poți ajunge la un asemenea nivel. Balaurie. Da, cu balaurie. Și de asta care spun. Mai sunt în maieu, în short, în așa prosop. Fac, în... Da, sunt în vestiar și așa fac. Să bat, să dau cu monede. Sunt puști, au 20 de ani, 22, 23, 25, 30. Să stea în colț să citească cărți. Evident. Dar chestiile astea nu se fac publice. Adică nu există. Că data viitoare ei au conștiința asta. Bă, dacă filmez... E ultima dată. Nu câștig mare lucru. Că nu tresare America că îl vede pe Barclay în curul gol sau pe așa, da? Sau că aruncă cu un prosop sau că așa. Dar în momentul următor mi s-a închis și mă omoră ăilalți. Bă, nenorocitule, ce faci? Înțelegi? Că se închide și atunci dacă se închide nu mai intră nimeni, la revedere. Pierdem toți. Asta este o latură extrem de importantă a fenomenului. Faptul că ea îți arată, te lasă. Uite, intră. Vino, stai pe margine, stai la antrenament. Fă cu ei, au libertatea să vorbească. La acțiune de presă îi aduceau într-o sală imensă la cel mai mare hotel din oraș. Erau mese așa rotunde sau pătrate, mă rog. Te puneai și acolo? Și fiecare la câte o masă. 2 ore, liber. Și ei stau atât? Da, cu omul de la și NBA. Și ăla se mută de colo acolo, da, sau vine altul în locul lui. Bineînțeles, vin câte 4, câte 5, fac interviu cu ăla, după care strâng, se mută la altul. El rămâne acolo. Are omul de la NBA lângă el. Și vorbește, și îl întreabă ăia de toate, și vorbește și în spaniolă, și în franceză, și mai traduce ăla, și așa, și cu tare. Deci nu există. E o deschidere ireală pentru noi. Să-i vezi. Eu m-am dus așa cu un tupeu extraordinar și am scris pe o hârtie, hello, TVR Romania, Watch NBA. Da, și de... Și oamenii au citit. Au citit. Nu asta, oamenii, monștrii aia. Shaquille, Kobe, LeBron. Deci am venit cu el în țară, când au văzut ăia de la promo, de la TVR, au zis, nu se poate, nu există. Cum adică? Ăia spun, au citit, să urmăriți să NBA la TVR, da. Cam cum e acum și cu Sergio Ramos. Urmărește la Liga, la exact. Așa, mă, știi? Și exact. Zic, bă, ce-au făcut ăștia de... Da, dar da, omul acolo înțelege că și de acolo ia bani. Bineînțeles. Și eu, el știe că undeva promovare. Sunt... Este o chestie de promovare. Cine sunteți voi? Cei care dețineți drepturile în România. Da. Perfect, ce trebuie, mă, să zic? Și eu îi spuneam, bă, uite, te rog frumos, sunt în România, cu tare, citește-mi și mie asta. Te vede omul cu daia de gât, cu da, beciul cu de gât? Cu acreditare. Ăla lângă da, mine, da, de la discuți. NBA, nici să uită, știe, nu știu ce, că... Nu i-am pus să citească folosiți pastă de dinți. Da, SS-ul, da, 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 da. Băi, alo.
I-am pus așa și au citit. Ăsta, de exemplu, Wade a zis, s-a întors la ăla și l-a întrebat pe ăla de la NBA cum a fost. Și ăla a zis, nu, nu. Bă, da, jur. O mai dăm o dată, boierule, a? Zice, fii atent, ești pregătit? Da, gata. Hello, I'm Dwayne Wade from Miami Heat. Watch you please, watch NBA on TVR2. Eu eram căzut pe spate. Zic, aolo, frățioare, mâncate. Deci nu venea să cred. Ia nu zi, venea ziua, să cred. Mine? Da. Și s-a uitat tot la Vali și a zis, gata, perfect, mulțumesc, gata, frățioare. Hai la următor. Da. Știu că n-ai venit cu mâna goală, avem niște poze, dar înainte de toate vreau să te întreb că te doare sufletul. N-ai nicio poză alături de el? Nu. Asta este... La 2 metri, la 5 metri, în plan îndepărtat. No, marea supărare, pe fundal. Marea supărare a mea, ca om și ca jurnalist, că nu l-am... N-am socializat cu el în sensul că nu l-am văzut jucând live. Da. Nu l-am văzut jucând. Din păcate, când am ajuns eu la Washington, el era retras și era vicepreședinte la club. În 2005, când am ajuns din nou, el era retras definitiv. Nu l-am prins, n-am avut norocul să, pe care l-a avut fratimiu, de exemplu, care cu acreditare de la ziua a fost și a văzut două All-Star-uri și a văzut All-Star-ul din 97 când au venit top 50 jucători din istoria NBA, toți acolo, wow. Deci a fost ceva, toți balaurii și i-au prezentat pe parchetul solid în Cleveland cu geci branduite, cu nu știu ce, și mi-a zis fratimiu, ce, după ce s-a terminat prezentarea, aplauze cu tare, a fost liber la presă. Jumătate de oră așa. Zice, frățioare, 90% dintre jurnaliști s-au dus la Jordan. Zice, eu mă plimbam pe între ei și așa, uite-l pe Bird, uite-l pe Oscar Robertson, aia, da. Uite-l pe Jabbar, uite-l pe ăla, uite-l pe Patrick, pe Barclay. Și nu era omor pe ei. Nu. Și toți erau la... La Jordan, da. Și asta e, nu l-am văzut, n-am avut norocul, pentru că fiind la televiziune nu puteam să am acreditare decât dacă transmiteam. N-am putut să transmitem decât în perioada respectivă, în anul ăla când el era retras. Și am mai avut un moment în care am putut să-l văd. În 2015, la campionatul european de basket care a avut loc în Franța, la Lille, a fost o festivitate și vreo 7-8 foști jucători și oameni de basket au fost introduși în Hall of Fame-ul FIBA. Da? Deci, în practic, Academia Basketului Mondial al Federației Internaționale. Bun. Și cap de listă era Jordan. Și în momentul în care am văzut chestia asta, am zis, bă, clar, mi-a făcut acreditare. Trebuie să mă duc acolo. Exact. Trebuie să mă duc acolo. Am vorbit cu Carmen și am spus, Carmen, te rog frumos, dacă există vreo posibilitate, vreau și eu să fiu la momentul respectiv, că poate nu ne lasă ca ziariști, dar poate, nicio problemă, îți fac eu rost de un VIP pass și o să fie acolo. M-am dat peste cap, evident, m-am dus acolo, toate bune și frumoase, n-a venit. Deci am înnebunit, nu a venit. Îi pregătiseră în pauza finalei campionatului european, urmau să-l prezinte doar pe el. Cu film, cu tralala, să-l aplaude. A fost pe stadionul din Lille. Au fost 27.000 de oameni la meci, la final. N-a venit. Nu că n-a venit. Nici măcar n-a trimis un de la. Bă, mulțumesc pentru cutare. E o plăcere, o onoare. Deci nu există durere mai mare. Durere mai mare decât că așa. Da. Acum e foarte greu de ajuns la el, că mă tot întrebau, bă, dar nu poți să faci să ajungă cartea? Bă, zic, e greu. Dacă o trimit la ofițeresa lui de presă, n-ajunge niciodată, pentru că nici nu interesează. Am avut o variantă, i-am trimis Nadiei o carte cu dedicație pentru Michael, în cazul în care poate vreodată Nadia se va întâlni cu el, că ea mai are momente așa, să ajungă. Dar a ajuns, știi, adică... Nu știu și ți-am spus, e foarte greu de ajuns la el, pentru că omul e... În lumea lui e separat, nu e monden. Anul trecut a fost în vară cu iactul prin Grecia și s-a oprit în Croația, s-a oprit în Grecia. Dar vite, știi cum e? Da. Ajunge în port, iese, se duce la două magazine cu nevastă asta, îl văd, fac trei poze, pac, la revede, nu vorbește cu nimeni, se urcă în iact și s-a cărat. Adică n-ai certitudinea că îl vezi la un eveniment, că atunci m-aș
da peste cap de 7 ori, să ajung, da? Dar nu ne-am dus noi de la gazetă să-l urmărim pe Baggio când vâna lișițe la ferma 5 și a zis, vă așteaptă pe voi, mă, a fost aici, a fost, bă, ce, da, a tras și a plecat. Exact. El stă până veniți noi să-i faceți poză, știi? Adică, dar a fost aici, nu? Păi a fost. Nici măcar mistrez nu-mi poși că îl mai vedea la bal, că îl mai aducea țiriacă eventual. Da. Nici mă, că nu are plăcerea asta. El e cu trabucurile și cu golful. Și a zis, păi ce credeți, mă, că vă așteaptă aici să trageți voi poze cu el, să strigați voi, Robi, codiță, hai, bă, să facem și noi. Nu. O poze. Oamenii, în general, ăștia sunt foarte greu de văzut. Poate ar fi fost mai ușor dacă nu mai era în fenomen, nu știu, s-ar fi plictisit acasă, s-ar fi dat așa, păi, stând are în... copii mici, nevastă tânără, bravo, business greu. E mai greu. Dar, știi cum e? E ca aia cu, o să beau 20 de ani de acum încolo apă ca să-l fac și prins pe ăla de înainte, da? Cum a zis Neadănu Spătaru. Așa și el. Am 40-30 de ani de vacanță ca să compensez cu alea lipsă când eram jucător, dacă munceam ca berilă de dimineață până seara. Deci, deci tot nu. Nu, n-ai unde să-l vezi. Eu tot sper că poate la un moment dat îl voi vedea. L-am văzut odată, e povestea în carte, în 2001 la All-Star. Eram în sală și urma antrenamentul celor două echipe. Întâi era Estul, după care era Vestul. Și aveai liber. Te lăsa până pe parchet, până... era sala închisă, nu erau spectatori, dar te lăsa jurnaliști. Dă-ți seama, eu eram ca un copil intrat în magazinul de jucării, da, de Crăciun. Știai, de, nu știai, clipeau toate. Uite așa mă uitam la ei. Eram acolo pe margine și mă uitam la ei. Să-i văd antrenându-se. Și am simțit agitație în dreapta mea, știi? Eram super focusat, concentrat la aia. Și m-am întors și îl văd așa, la o mână distanță pe mai, mă rog, așa, dacă, na, 1,98 m. Michael, venise cu doi băieți din tribună, că el era vicepreședinte la Washington, se juca în Washington All-Star, venise cu doi băieți din tribună să se uite și el la ăia, să mai discute cu tare. Bine, nu mă băga seama, adică el vorbea cu ăia, și acum am început să transpir. Ce să fac, ce să-i zic, cum să mă bag în seamă, să-l ating, să pun mâna pe el, poate mă trăznește vreun bodyguard, zice că vreau să-i fac ceva. Pe de altă parte zic, bă, sunt ziarist. Nu da în mine chiar de prima. Nu mă călca în picioare, da? Și cum încercam eu așa să mă pregătesc, să zic, hello Michael, I'm from Romania, hello, cu tare, mă bate unul pe umăr, știi? Și mă întorc, era unul din băieții de la care se ocupau de presă de la NBA. De la evenimente. Erau pe acolo să te ajute, să nu intri unde nu trebuie, că nu era cazul, dar să te ajute în general. Să te îndrume, să nu știu ce. Și mă bate pe umăr și îmi spune, sorry, mister, one question, 15,000. Mamă, în momentul l-am înghețat, zic, aoleu, mâncați așa. Cât? 15,000. Bine, el era persoană privată acolo, el făcea parte din fenomen. Dacă făcea parte din fenomen, puteam să-l abordez ca jurnalist. Așa, el fiind persoană acolo privată, el avea tarif. Bă, vrei să faci două vorbe cu Jordan, dai 15,000. Și acum stăteam și mă gândeam, bă, zic, am acreditare de gât. Dacă îi zic hello, poate nu-mi trimite factură la TVR cu 15,000, dar și dacă îmi trimite 5,000, tot m-a curățat. Zic, nu merită un hello 5,000, zic, mă mai fac și de râs pe la instituție, ce ai făcut, ai spart, ai furat, ce ai făcut, a venit factură. Mă, nu-i trece prin cap că pentru o întrebare la Jordan, știi? Și am tăcut în gură, n-am zis, bă, nu mai zic nimic, că poate mă taxează ăla. Am mai stat omul 10-15 secunde, mă uitam după Bogdan, că eram cu Bogdan Stănculescu și avea aparatul de fotografiat, l-aveam la mine, dar nu exista, nici nu trecea prin cap să fac selfie, nici nu cred că ar fi vrut, dar așa dacă era Bogdan pe acolo prin prejur, poate să-mi fi tras o poză. Da. E, așa, nu era Bogdan, a venit, s-a cărat. Asta a fost singura mea interacțiune cu Michael. Din păcate, mă rog, din fericire că a fost, din păcate că n-am apucat nici măcar apropo să-i zic. Apropo de poze, n-ai venit cu mâna goală. N-am venit, da. Avem, bine, tu ai trimis o tolbă. Am trimis, am selectat unele, pozele, dar tu le-ai selectat. Sunt pozele de la All-Star Game-ul din 2001. Aici e campionatul mondial de basket din Grecia. Este prima mea competiție majoră la care am fost. M-am angajat la Sport în 97 în decembrie și 98 a fost acest campionat mondial la care n-au venit americanii. A fost grevă
grevă. A, era aia și au întârziat și sezonul. Exact, nu. Au întârziat sezonul. Că a început 99 sezonul, a început târziu, au jucat 50 de meciuri. Da, da. Au făcut grevă și au spus, nu vin profesioniști. Eu eram deja pregătit, eram cu maieul pregătit, m-am dus acolo. Mamă, și tu, la tine invers, la el s-au aliniat toate bine, la tine la tine rău, deci, s-au tras seama, toate pe lângă când tine. Când am văzut că în februarie, martie, că s-au, așa, a cumpărat TVR-ul alea, am vorbit cu Vlad Dănăchescu, bă, zic, mergem, hai să mergem și am făcut rost de o sponsorizare pentru cazare și transport și am plecat. Nici nu mă gândeam. Hop, anunță. Mamă, zic, când au anunțat aproape la 3 săptămâni distanță, nu știu, ceva de genul. Îți dai seama că am înnebunit, că trebuia să vină numai șmecheri. Bun, nu venea Jordan probabil, că nu mai voia, dar venea Pippen, dar venea ăștia, Gray, venea Shaquille, veneau balauri. Kobe, adică aș fi avut cu cine să, da, de cine să mă ocup. Și ai rămas cu ai noștri. Și am rămas cu ai noștri, ăsta e campionatul mondial. Eu eram 98. Cu tricou în Atena, o căldură înspăimântătoare. August la Atena, așa, super cald. Asta este imaginea. Uite, la postul de comentator, tot așa am performat. Uite ce monitoare erau, uite cum arătau monitoarele. Da. E, ce vrei, zici, că televizoarele sport? Uite că sunt o mulțime de ani de atunci. Așa. Mai departe. În sală. Unde ar fi trebuit să vină și... Unde ar fi trebuit să joace și... Americanii au trebuit pe locul 3, adică n-au fost, dar au venit cu niște băieți care evoluau prin Europa. Nimic extraordinar. Serbia a câștigat. Dejan Bodiroga a fost MVP. Formidabil jucător. Dar atmosferă ireală. Deci să vezi la fața locului un campionat mondial. Chiar în România nici măcar Euroliga nu se mai dă. Lasă NBA-ul, nu? Nici Euroliga. Nu, pentru că nu se uită lumea. Asta e drama noastră. Noi trăim într-o bulă. Noi, cred că și tu ești în aceeași bulă cu mine. Da. Fanii basketului. Nu, că dacă... Nu se uită. Nu se uită. Nu se uită. Și crede-mă că sunt omul care... Sunt din fenomen. Am comentat Euroliga, am comentat europene, am comentat mondiale, am comentat, am cifrele. Nu se uită. În afară de câteva zeci de mii de oameni, nu se uită aproape nimeni la basket. Oamenii sunt dedicați. Uite, mă uiți la colegii noștri de la Orange. Vin cu... Se pregătesc. Sunt și așa. E un spectacol în sine. Bun că s-a schimbat, că vorba ta acum nu se mai apără. Nu. Băi, spectacolul rămâne. Este. Rămâne spectacolul. Da. Dai drumul la televizor. Adică ador mai târziu la ora 1, ei încep și tu când te scoli, dacă pleci repede la muncă la 5 și jumătate, încă mai joacă. Mai au 3 minute. Da. Alea 3, nu, 2 minute care durează încă o oră, exact. Alea 2 minute. Da. Mai oprez, 008, mai, mai bagă la o mașinuță, mai trage la cu un tricou, mai când exact. Te uiți la te, bă, zic că mai trecut că 20 de minute și mai erau două cu tot. Exact. Adică ei, da, bun, s-a schimbat, s-a tot. Numai paradigma, că... paradigma în România este următoarea. În materie de competiții sportive, altele decât fotbal. Nu le difuzezi, lumea te înjură. Le difuzezi, lumea nu se uită. Da. Așa e. Da, corect. Și asta ți-o spun din în cunoștință de cauză 100%. Apropo de ceea ce se întâmplă cu TVR. Doamne, sportivii români, canotaj, luăm medalii, la gimnastică, la cutare, da așa, pac, cum ei? Să nu ne dați, cum să nu... Bă, luăm, cumpărăm, televizăm, dăm, așa, nu se uită nimeni. Te duci cu cifrele de audiență? Ok, bă, nu contează, știi cum e că se discută, doamne, că TVR-ul nu trebuie să facă audiență. Bă, dar eu când cumpăr o competiție... Trebuie să o justific cumva, într-un fel, pe lângă interesul național. Eu cheltuiesc niște bani, toate dacă pierd. Păi nu ne-am uitat la Popovici la semifinală, în loc s-a dus omul ăla în final. Exact. Că în semifinală nu. Nu. După deci, aia a rupt. Și așa Popovici n-a rupt. 150.000 de privitori. Da. Știi ce înseamnă asta la fotbal? Nimic. Da. La fotbal se uită 800.000, 1 milion, 1 milion jumate. Deci asta spun. E, dacă tragi linie și ăla vrea... patinaj. Ăla vrea canotaj, ăla vrea tenis de masă, ăla vrea nu știu ce, ăla vrea nu știu ce, ăla vrea handbal. Sportul la care lumea nu se uită. Dacă toate produc pagubă, normal că renunți la ele, corect. Da? Și dovadă că dacă aduceau profit, le transmiteau posturile de sport. Da. Nu se mai transmit, da? Euroliga nu se mai transmite, că săracii au încercat un an, doi, trei, opt. Avem NBA-ul pe Orange NBA-ul și mai este ceva Spanie pe Sport Extra. Spania, sau pe undeva. Spania și Franța, da, sunt pe Sport Extra. Dar cu un delay, cu ceva, cu un... Nu, sunt în direct. Sunt în direct, sunt și multe meciuri pe care le tot reiau. Dar sunt, ok.
Să văd. Și TVR-ul a transmis campionatul Spaniei și campionatul Italiei de basket. Campionatul Spaniei e practic a doua competiție a planetei de basket. Intercluburi, da? Lăsăm la o parte Euroliga, da? Da. Când vezi un Barça Real... NBA e... și campionatul Spaniei. Bun, dar în state cum e? A bubuit? Adică el bubuie în continuare? NBA-ul? NBA-ul. Da, categoric. Deci nu există cădere, nu există nimic. De aia... Împotrivă, toate cifrele sunt sus. Totul este sus. Totul este sus. Ei, mil, mă uitam, îmi făceam cruce, am văzut. Ei au ajuns să facă elemente de circ ca lumea în pauze. Da. Deci nu mai e că vine înghițitorul de săbii. Ei fac la un fel de trapez. Face parte din ADN. Da. Adică nu mai e o chestie. Bă, hai să mă duc la basket. La este ADN. Da, ăla pleacă e obligatoriu la un spectacol. Să duce, știe că asta trebuie să facă. Da, dar ăla pleacă să uite la ceas, ăla stă cam 6-7 ore pentru că nu stă lipit de sală. Faci o jumătate de oră, oră până parchează, da, mânce, da. E meciul 4 ore, nu există să nu fie 4 ore și mai face încă o... Da. Deci el are 5-6 ore. În marile orașe. Pentru un meci de basket, deci omul a plecat la pădure. Nu, și sunt 40 pe sezon acasă, da? Deci sunt 82, 41. Ce nevastă te ține, bă mică, să pleci? 41, din final de octombrie până la final de martie, da? Dacă ai mai intrat și în play-off, continuăm alergarea. Exact. Și sunt full, nu găsești bilete. Full. Sunt locuri unde sunt abonamentele, se dau din tată în fiu. Ca Miorița, se dau pe cale orală, aici nu e, ți-o las în șifonier. Da. Bă, nene, uite, asta e așa de la bunicu, e abonamentul. Și nu intri, nu te apropii. Adică și sunt scot la vânzare 2000 de bilete, 5000, 7000. Ei, anul trecut cât au făcut? 75 de ani? Sau când? 75 au făcut. 75. Cu clipul ăla când merge la cu mașinuța. Da, 75. Ei tot timpul câte o bombă din asta. Păi da, anul ăsta pentru că va sparge filmul ăsta. Pentru că sărbătoresc, e normal. Da. Își creează momente. Cu Jordan acum la 60 o să fie la fel. E foarte tare asta că în trailer personajul Jordan nu apare. Nu. Mama, tata, ăia, 3-4... Doar spune ăla, zice, are ăsta un nume pe care vrei să-l faci și da, Michael Jordan. Pentru că... E nu făcut sunt... deștept rău. Da, nu sunt convins că... o fi zis, bă... Sunt de acord. Sunt de acord. Dar... Și dacă nu ești de acord, istoria, asta da. Nu știu, vreau să văd. Da. În trailer... El nu prea e miez, da? Adică ar fi făcut și ei trailerul altfel dacă cred ar fi spus gata, mă bag și eu, măcar să să vă spun cum a fost, că vă zic la prima mână la. Da. Dar și dacă nu e, adică mi se pare mi se pare formidabil filmul și distribuția este ireală. Și cu tot jucă, dar povestea este ceva nemaipomenit și îți arată ce înseamnă o idee și ce înseamnă aia, țara tuturor posibilităților. Da, tata, asta e. La el e un fel de Steve Jobs, e un fel de și așa mai departe. Adică plecând de la un garaj și ajungând tot la fel, cu o nebunie. Am făcut o pereche de ghete și am devenit cel mai important furnizor de echipament sportiv de pe planetă. De la o pereche de ghete, de la o idee al unu. Hai mă să scriem Jordan pe ea. Da. Air Jordan. Cel a avut sigla aia, a avut insigna pe masă, a făcut sigla, după care au luat poza aia și au făcut jumpman-ul. Și jumpman-ul a devenit, uite-l, a devenit simbol planetar. Ăsta. Corect. Că l-a văzut unul așa și a zis, bă, hai să cumpărăm poza. Asta făcută pentru o olimpiadă de un fotograf în curte, pe un câmp, așa cu un panou, i-a venit cu ideea și l-a pus să sară de două ori și l-a fotografiat. I-au cumpărat poza, după care... Cum sunt astea pe Instagram, acum când dai, sunt două fete care sar așa, aruncă unul cu puțin fum și două mici de basket. Mamă, și după aia când o scoate ăla, fata aia dă și vine unul, ia ideea, ia cumpără, mă. Asta a fost ideea ăstora și au zis, bă, hai să facem sigla asta. Au vorbit cu ăla, au cumpărat poza, ăla i-a dat după aia în judecată, a zis, bă, mă, vreau mai mulți bani, stai cocoș. Lasă-mă, asta e rău. Și așa a fost. Și uite că... Hai să ne mai uităm la niște pozuțe să mai vedem. Deci încă suntem pe... Uite aici. Asta vreau să zic, acolo suntem pe pământ european încă acolo. Aici suntem pe în America. Pe pământ american. 9-11 februarie All-Star Game-ul 2001. Un vis împlinit pentru mine pentru că nu fusesem, nu reușisem deloc să ajung. Am reușit. Țin minte că Bogdan urma să plece să comenteze de acolo. Primise deplasare cu cazare cu așa și eu i-am spus lui Bogdan, bă, Bogdan, nu poate să ne trimite pe amândoi. Te trimite pe tine, doar că na. Da, zic, dacă vin și eu, te deranjează? Bă, zice, nu, bineînțeles că nu, zice, nicio problemă, acum, vii și comentezi cu mine. Acum la mine era mai greu că aveam banii să-mi cumpăr biletul de avion, aveam banii să stau acolo, dar nu puteam să plec în deplasare, că nu mă lăsa instituția.
Până la urmă, am făcut o hârtie, am fost la șefa de canal, i-am zis, doamnă, îmi plătesc eu tot? Cazarea, îmi plătesc eu transportul, cazarea, stau cu Bogdan în cameră, luăm o cameră acolo. A, zice, ok. Am făcut hârtia, nu știu ce, televiziunea mi-a plătit doar diurna și mă cheamă de la oficiul juridic. Oficiul juridic trebuie să vizeze toate alea și îmi spune, ce pleci pentru un meci, să-l comentezi la TVR, zic, eu zic, mândru, da, cu tare. Păi zice, cum să-ți plătești tu? Nu se poate. Nu e bine nici așa. Păi cum? Păi zic, altfel nu pot să plec. Păi zice, nu poți să semnezi așa ceva. Cum adică să-ți plătești tu? Păi dacă tu mergi în interesul instituției... Corect și pe acolo, corect, undeva. Bineînțeles. Corect. Bineînțeles că... Dar nu ți-e și a ție. Adică ziceai, bă, acum nici dacă am eu banii mei, exact, nu-i bine. Bă, și-am căzut în genunchi, jur. M-am pus în genunchi la doamna Duțu, așa o chema. M-am pus în genunchi în fața biroului și a spus, doamnă, am 30 de ani. Visez de când am descoperit basketul ăsta să ajung la acest eveniment. Am strâns bani, am obținut, avem drepturile acum. Pot să plec cu Bogdan. Nu mă blocați. Vă rog eu frumos că nu știu ce fac. Nebunesc. Și aia când m-a văzut așa, zice, bine, no, domnule. Du-te, nene. Băi, du-te, ta, dă-mă un gol să semnezi. M-a semnat, da, și am plecat. Și așa am ajuns. Foarte tare, da, asta. Așa am ajuns. Uite, și cu asta era pusă pe postul de comentator. Atunci când a apărut și el. Adică când, da, ai stat... Exact, exact. No, eu eram pe aici, pe undeva, pe lateral, pe parchet. Și el a venit, a coborât și a stat lângă mine. Ia de mai departe, hai că am două poze foarte mișto aici. Uite, cam așa arătau. Erau tot felul de expoziții la All-Star, cu poze, cu nu știu ce, cu tricouri, cu cutare. Astea fiind de vânzare. Deci sunt memorabilia care sunt de vânzare. Bun, că și sunt... asta unde era? În Washington. În Washington. Da. Și sunt de vânzare, că uite, are acolo, da, preț, nu știu cât e. 7.000, 6.000, 5.000, nu știu cât e. Deci un fel de casă de licitație toate ad hocuț, sunt, toate așa. Sunt de vânzare, pentru că acolo este o industrie. Sunt oameni care numai asta fac. Iau poze, cărticele de alea, cartonașele, cartonașe de alea, așa, se duc, stau pe la intrarea, pe la sări, le semnează ăștia, după o care le vând. Într-o ramă și, exact, pe drum. Le pun în ramă și le vând. De aia de se duc la băieții ăia cu amanetul, așa, și amanetul. Exact. Îi cheamă la pe exact unul, bă, n-are cum să fie semnătura, exact, lui Jordan. Că... Bă, te dă baseball, tricouri, mingi, poze și așa mai departe. Deci este o industrie și oamenii veneau și am mai văzut o chestie deșteaptă, la hockey, vin cu tricouri, pun o hârtie pe ele și spun așa, licitație. Și tu vii și scrii, Hosu, eu licitez $400. Vine Oprișan, dedesubt, 450. Gheorghe, 600. Și la finalul competiției, că de obicei se întâmplă pe la campionatele mondiale, la finalul competiției vine ala, îți lași număr de telefon, vine și spune, băi, nenicule, ai licitat 1200, rămâne în picioare? Da, frate. Vine un pace. Cred, ba, așa. Da, da. Deci fără ca cineva să strige, să bată cu ciocănelul. Nu, tată, nu. Tu te treci acolo frumos cu numărul, da, de telefon și cu te-a licitat. Cel vine și ultimul. Dacă ăla răspunde bine, dacă ia următorul. Ia pe ăla dinainte. Înțelegi? Așa se face. Dacă toate sporturile, aici e hockey, acolo e fotbal american, tot, baseball. Uite-te că toate au prețul. Da, da, da. 200, 129. Toate sunt de vânzare. Jordan, da. Toate au certificate, toate au alea, toate sunt cu semnătură, cu nu știu ce, cu cutare, cu certificat. Apropo de asta cu certificat, dă mai departe că îți zic, uite-te, aici erau tricourile exact de vânzare, uite, semnate, de hockey, da, de cutare, exact la fel. Uite, 323 e tablou ăla, tricourile Jordan ăsta e 800, ăla e 2000 și așa mai departe. E, în 2005 merg la Denver, la All-Star, cu Cosmin Cernat, cu Vlad Enechescu și cu Vali Motorg. Și... ajung într-un mall. Și în mallul respectiv nimeresc în fața unui magazin de așa ceva. Un tricou de al lui Jordan de la Jocurile Olimpice din 92 cu certificat semnat nu știu ce. Mă uit, $5,500. Mamă, zic, era joi. Nu era așa fioros, nu era ca fioros, preț. Nu, îl sunt pe fratele meu. Aveam barul, deschisesem barul de sport, da, unde aveam tricouri în rămate și vânam un tricou cu Jordan. Zic, bă, cumva poate găsim la vreo așa la ofertă că ăla ar fi piesa de rezistență. Și ajungi, îl sunt pe fratele meu și zic, bă, uite așa, așa, așa. Bă, zic, e 5.500, n-aveam banii aia, de unde să avem banii aia? Zic, ai de unde să faci jos? Bă, ce e greu, e joi. E așa, bă, zic, e mișto, e parfum, e cu tare. Și tot plimbându-mă, vorbim cu fratele meu în fața magazinului, așa, de o dată, de două, de trei, de cinci, am, mă opresc, mă uit la tricou și zic, Austeo, lasă-mă, că nu, e prea complicat. M-am uitat toată la tricou, era 55.000.
5, 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 5
hai te pup. Așa, trage frâna și mai vorbim. 55.000, da. Asta e valoarea? Da, 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 vorbim de 2015. Acum se vând cu milioane, adică sunt milioane și numai am văzut ceva ce s-a vândut cu 1.100.000 sau ceva, un tricou de-a lui sau ceva. Are recorduri da. 4, 6, 12, 18, nu știu cât, că sunt niște sume de-astea da, de nebunești. Da, ăsta este. Avem? Da, avem. Tim Duncan, când am ajuns la All-Star în 2001, ăștia ne-au zis, bă, aveți acreditare, uite aia de gât frumos, da? Working Media, nu aveți voie să faceți poze și nu aveți voie să luați autografe de la jucători. Ok. Eu, țăranul român, bineînțeles, a ajuns, dar mă gândeam, nu știu când mai bune regulile, dar nu pentru români. A, i-am dat lui Bogdan, bă, mă pun și-o lângă băieți, acum m-am uitat pe la aia de la NBA să nu fie pe în jur, am zis, bă, fac și eu o poză, că na. Uite-te, băiatul, Tim Duncan. Ma. Deci ca jurnalist nu-ți dă voie să faci nu, poze? Nu, pentru că ei consideră că tu ești oricum avantajat că vorbești cu ei, că iei interviuri și nu știu ce, și că nu e normal să te folosești de această funcție a ta. Corect, ca să iei niște chestii care, pe care ele nu iau. Știu că da. Astea se vând, că se dădau și atunci e bine, vrei să iei autografe, te duci cu fanii la intrarea în sală și, la acolo, și stai acolo. Stai cu carnețelul, cocoș, bă, da, băiatul bă, bine, nu dă... Bine, nu, înțelegi. Incredibil da. Cum gândesc. Se gândesc azi, de ce să ai niște avantaje da. Față de alții, tu aiurea. Mizând pe faptul... Tu oricum faci, vorbești cu ei, le iei interviuri, da, oamenii îți răspund, da. Te duci în vestiare cu tare, da. Cu tare. Nu poze și nu autografe. Da, eu am trecut puțin peste interdicție și... nu pentru români. Ia uite-l pe Barclay. Am văzut pe băiatul. Povestea cu Barclay este următoare. Eram în tunelul care, în culoarul care ducea în sală și eram cu Bogdan Stănculescu și îl văd pe Barclay venind. Și zic, ia uite Bogdan, e Barclay. Eu tremuram, îți dai seama, mamă, Barclay. Și Bogdan, hey Charles, I'm Bogdan from Romania, my friend! No, cred! Jur! My friend, cu tare, zice, mi-ai spus că mă chemi în România, că aveți gagici miștoși și că cu tare și așa. Și el zice, păi da, zice, oricând cu tare. Bă, ținu minte, bă, îl ține minte pe Bogdan. Eu am înnebunit, îți dai seama. Mamă, zic, frățioare, unde am ajuns? Deci, stai seama, my friend, cu tare, Bogdan, imediat, l-a ținut minte, Barclay. E, asta a fost prima. A doua chestie care m-a lăsat praf și pulbere. Mergem înainte de debutul All-Star-ului cu vreo 3 ore. Că era încălzire, că mai venea lumea de asta, ce să fac la hotel? M-am dus la sală. Ne-am luat postul de comentator în primire și stăteam acolo, nu știu ce, și cu vreo oră de înainte încep la marginea terenului unilateralele. Televiziunea germană da. Stă acolo 10 minute pe ceas, era ăla cu carnețelul. ARD 18-18-18-26. După atât, care, da. Televiziunea franceză 18-28-18. Și veneau și luau câte un jucător de pe parchet și făceau, transmiteau da. În țara lor cu tare, cu tare. Și Bogdan îi vede și zice, bă, zice, ce facă ea? Păi zic, uite, să unilaterale, păi și noi? Păi zic, noi nu, că trebuiau comandate, n-am avut bani și așa. De-abia ne-au acceptat așa. A, zice, păi cum? Trebuie să facem și noi. Păi cum să facem, Bogdan, ești nebun cu asta? Erau 1.500-2.000 10 minute. Era o sumă foarte mare. Altceva să rezolve. Tu sună în redacție și vezi dacă să fie cineva la preluare. Sună în redacție, bă, vedeți că e voi posibil. Voi neavând cameră, neavând nimic. Nimic. Dar nimeni n-avea cameră. Era produsă da. De televiziune. Dar tu luai un slot orar da, și spuneai, vreau să vină jucătorul cu tare. Și transmiteai în țară. Bă, băiatule. Și Bogdan stă așa, stă, uite, ce lasă-mă puțin. Să uite așa și îl vede pe David Stern. Era 6 rânduri mai sus. Cred. Ba da. Să ce la el. Bă, deci mi-a pierit sângele din obraz. Zic, să vezi că ne dau ăștia afară de sală. Ne iau acreditările. Băi, marci. Ia ieșiți voi, bă, de aici, de pomarăgii. S-a dus la David Stern. Ce a zis? Rumenian. I-a spus, eu sunt așa. Eu am transmis așa. Da, zice ăla, da. Felicitări okay. cu tare, cu tare. Și, zice, dintr-o eroare așa, n-am luat spațiu de unilateral, găsim așa și n-avem cum să vă plătim, dar zice, pentru promovare, pentru ce zice, sigur că da. L-a chemat încoace, l-a chemat pe ăla de la așa, zice, care e primul slot orar pe care l-ai? Păi peste 10 minute, de la și 8 la și 14. Ăla este pentru TVR, zice, cheltuiala. Nu există așa ceva. Bă, băiatule, întremurau mâinile,
Stăteam și cu microfon așa, l-am luat pe Jason Staudemeyer, l-am chemat așa că el era disponibil, că nu ți dădea acolo. Nu era băgat în... Fiecare trebuia să vină, l-am luat pe ăla, mi l-a adus, am făcut interviu cu el, am plecat de acolo și vorbeam singur. Zic, bă, Bogdan s-a dus la David Stern, patronul NBA, și a cerut un unilateral gratis pentru România. Și l-a obținut. Deci nu se poate. Deci nu se poate. Nu se poate așa ceva. Bogdan este ceva incredibil. Asta era după episodul cu Barkley. Deci le lega. Când i-a zis, hai, Charles. Le lega. Dacă știam, dar n-am avut pe o zi... Puteam să-i zic, bă, ia adu-mi-l și pe Jordan. Da, ia stai. Ia zi, mă, băi, vină cu puțin că avem de vorbi cu un băiat aici. Ăla înțelegând ce e România, unde e și așa mai departe, da. Pentru că altfel nu cred că știi. Nu, da, știi cum e? Nimeni n-are tupeul. Cum să mă duc la patronul NBA? Da. Adică nu găseam vreun băiat mai mic de acolo. Și 10 minute, da. 7 minute. S-a dus acolo și ăla, zai seama, când a fă, bine, mă, ok, hai. Barkley imens. Imens. Nu e foarte înalt, uite-te că nu e foarte înalt, da. Dar este, aici era și oricum gras, îngrășat. Gândește-te că haina oricum e mai mare decât mine un pic. Da. De triplu, cred că are 100, aici 140 și 150. Da, e 140-150. Cert este că în 2005, la o petrecere, că făceau ăștia de la NBA, făceau petreceri joi, vineri și sâmbătă seară în diverse locuri din oraș, am fost la o petrecere la care a cântat o trupă șmecheră, nu mai știu cum se numește, și a venit Barkley. Și l-a urcat pe scenă, a cântat cu ei. Nu pot să zic ce a fost acolo. Îți dai seama că era toată presa. Da. Așa. Nu pot să zic ce a făcut. A făcut spectacol, le-a pupat pe toate. Deci ei sunt muritori la bază. Da, da, dar nu, acolo sunt zei. Acolo sunt zei, da. Și se comportă. Bă, uite-te și tu ce naturalețe. Bă, cine eram eu? Un băiat din România. Uite-te și tu. Stă frumos. Hai să-ți mai arăt. Că mai am încă una. Aia este, uite, ăsta este Dr. J. Julius Irving. Da. Omul care l-a inspirat pe Jordan, este primul basketbalist care a făcut show de show din jocul de basket. De crevețică. Da. Adică omul care a băgat alea oferite pe după panou, cu dancuri, l-a sărit primul de la linia de libere și așa. L-am văzut în tribună, m-am dus lângă el, zic că o să fac, da, uite-te știu. Dr. J. Asta este... Oamenii, da. Da, sportivi care... Păi și uite-te cum stătea, da. Uite-te cum stătea, în tribună cu oameni normale, adică bă, nu loje, nu putare. Da, putare. Uite-te la Anthony Hopkins sau la băieți când se duc, sau la, da, acolo în primul rând, la bine, costum, scump, cravată. Acolo e scump. Da, dar tot așa, da, cu unul transpirat în față, da. Cu unul care... Acolo un bilet costă de la $5,000 în sus, 5.000, 10.000, 7.000. Interesează să fie cât mai aproape, nu cât mai sus la noi, ar fi, domne, dă-mi sus, în lojă cu geam. No, ce, să mănânc? Da. Nu, nu. Acolo să acolo și pe parchet, păi vine ăla și cade ăla peste tine. Da, da. Ce poate să fie mai frumos decât să... Tom Cruise cu ea numai în al doilea rând, să dă spatele lui acolo. Așa se face. Acolo sunt cele mai scumpe. Courtside tickets sunt cele mai scumpe. Alea sunt cele mai scumpe. Cum e și la un concert, vrei să-l vezi pe ăla cât cântă și te uiți așa la el și vrei să te uiți la picioarele lui, te duci acolo în față. Bă, te duci în... Stai în scaun, pe scaun, îl vezi, rândul 48, îl vezi atâtica, da. Corect. Ia mai dai că mai am mi se pare. Uite aici la postul de comentator. Aici eram cu Bogdan. Oamenii în spatele nostru frumos, postul de comentator. Și aici era parchetul. Deci eram în prima linie. Nu aveam. Erau posturi de comentator și noi, TVR România, în prima linie, courtside. Prima sau a doua, mi se pare că mai aveam un rând în față. Așa am stat, așa am comentat All-Star-ul de la nivelul parchetului. Mamă. Cu băieții acolo și a fost cel mai tare All-Star, cred că în ultimii 30 de ani. A fost ăla în care Iverson a nebunit în final, da, și au început să se apere cu Dikembe Mutombo și au întors meciul și au câștigat la ultima aruncare. A fost nebunie, nebunie, pur și simplu. E un All-Star celebru pe care l-am prins și ăsta e Bogdan. Bogdan ce mai face acum? Bogdan, bine, e, se ocupă cu obiecte de artă, e un pic retras, nu stă în București, stă în afara Bucureștilor, e prieten în continuare, stă la, mai joacă bridge cu băieții, cu Costel Cernat, mai așa vorbim, suntem în contact permanent, vorbim, mă mai sună, mă mai întrebe de când se transmite, ce se transmite, dar de ce nu se transmite, bă? Supărat. Păi zic, Bogdane, da, ce să fac, nu se transmite. Zine de carte. Știm de ea că s-a lansat.
S-a lansat. Uite că acum 2 ani de zile am predat-o, chiar pe 1 februarie am predat-o editurii. M-am bucurat că s-a vândut bine, că s-a dus tirajul. Mai sunt câteva, cred că mai sunt câteva zeci de exemplare pe la diverse librării. E posibil să mai scoatem un tiraj, pentru că ar fi bine să folosim anul ăsta, pentru că e anul Jordan și am avea motive să mai mergem cu ea prin diverse orașe ale țării să o, să o prezentăm. Sunt multe de genul ăsta, adică sunt multe biografii? El are, în primul rând, el are o autobiografie? Una oficială completă, nu. Nu. Adică eu, Jordan, am mers dimineața și am făcut asta, nu. Are câteva care sunt aprobate de el. Bun. Cărți despre el. Dar niciuna care să fi cuprins toată perioada. Adică are o carte scoasă în 90, titlurile alta în 98, de la nu știu ce, alta, așa? Dar una care să fie cap-coadă toată povestea vieții lui, nu există. Și din cunoștințele mele, în Europa nu sunt. Cred că este singura completă scoasă despre el. În Europa cred că este o raritate, adică nu știu să fie multe cărți scoase despre el în Europa. Așa despre anumite momente. Da. Au mai scos gen ăsta, broșurile. Gen asta și dacă ar fi avut în 100 de ani, Jordan era 4, exact. Jordan 40 de ani. Dar o carte așa, nu, cu siguranță nu. Sper să mai putem scoate. Problema este că față de momentul 2021 când a apărut, hârtia s-a dublat. Ea este o carte de 750 de pagini, pe care tu o știi foarte bine că ai fost redactor la ea. E o carte cuprinzătoare, grea, da, mare. Ea costă 80 de lei acum. Cu hârtia dublată ar trebui să o scot undeva la 100 și ceea ce... E atât, e o carte cu Jordan, adică nu... Știu, nu e o chestie care să mă îmbogățească. Dacă voiam, făceam rețete de maioneză și așa sau... Geamilă. Hai să nu îmbătrânim pastile de-alea care, pe care le vând ăștia la amărâți și zic că gata, în 4 de zile, în 4 săptămâni scap de colesterol și devii Brad Pitt. Nu. Da. Deci e o carte, o miză, a fost o miză importantă pentru mine, pentru că mi-am dorit foarte tare să o, să o scot. Am lucrat 16 ani, chiar ajunsesem de Caterinca prietenilor. Bă, dar nu mai ai scos, bă, cartea aia, că eu orice și vedeam... Și anul ăsta lucrez, bă, orice la vedeam, îmi strângeam, știi, mai făceam o poză, mai apărea, da, le mai ziceam, bă, și uite ce a mai apărut despre ăla, bă, da, ce bine, ia, iar așa, bă, ai zis, mă, că o scos, stai, mă, că muncesc la ea, nu știu, mă rog, am avut noroc că am putut să o scot. Rămâne în continuare o carte smart, pentru că are aceste coduri QR extraordinare care îți permit să vezi ceea ce povestesc. Hai să le zicem oamenilor, da, momentul în care e o fază povestită, să spunem, te duci pe un QR code. Sunt 42 de coduri QR în carte la diverse momente ale lui, că sunt vorbe faze, că sunt și aici te duci clipuri, highlights-uri și așa mai departe, pui telefonul și vezi, uite, clipul Big Mac, Nothing But Net, ianuarie 93, ăla făcut cu Nothing But Net, care a rămas să expresie în pentru comentatori, da? Da. Ele cu bărci și aruncă fiecare de așa, și aruncă de pe tavanul sălii, de peste autostradă, de pe blocul ăla, de vis-a-vis, nu știu ce. Și apropo de chestia asta, când au filmat clipul, au filmat că ei sunt sus pe bloc și aruncă de acolo și bagă mingea și premiul era un Big Mac. Asta era ideea, că ei se întreceau care aruncă de peste autostradă și câștigau un Big Mac, mă rog. Și când la montaj și-au dat seama că apare blocul, care era un bloc privat. Apare blocul în imagine. Și s-au gândit, bă, dar noi nu aveam aprobare să le dăm blocul ăsta. Aoleu, cum nu avem aprobare? Băi, ne dau o judecată și ne curăță. Păi ce, stai așa, s-au dus cu niște promoționale de la Jordan, la administratorii blocului. Bă, zice, uite, așa, n-am știut. I-au zis, gata, să rămână buierii, nu știu, foarte bine, așa. Și așa au obținut aprobarea și așa a putut să meargă clipul, că altfel se trezeau că sară ea, bă. A, păi voi faceți bani în Jordan și noi nu. Și așa. Deci, mă bucur tare că există cartea, mă bucur tare că sunt foarte mulți oameni care l-au descoperit pe Michael datorită acestei cărți, pentru că are cam tot ce se poate imagina din cariera lui. La nivelul sportului mondial există un sportiv la fel?
În clipa de față, nu. 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 În general. Nu. Nu. Eu nu. Adică ar putea fi comparat. E foarte greu să compar, că-s mere cu pere, clar. Adică nu compar un. Dar ca ceea ce a făcut pentru sportul respectiv, ca marketing, așa, ar putea exista? Nu știu. Nu știu, Babe Ruth, nu știu, habar n-am. Cine, noi nu i-am prins, vorbim doar din... Nu, în sporturile americane... Un Gretzky, nu. Un cine? Nu, un... Gretzky a fost, știi cum e? Gretzky a fost un hocheist formidabil, dar care n-a fost un trendsetter, ca să folosesc un termen de modă. Da? Adică n-a generat n-a tras ceva, după el ceva suplimentar. Hockey se juca de mulți ani... Venirea lui practic a însemnat într-adevăr un pas mare făcut pentru America, pentru zona de hockey de nisip, cum le mai spun eu echipelor din California, Texas și așa mai departe, unde gheața e doar în pahare la bar, da? Îți dai seama, câștigă San Jose, joacă San Jose Sharks, câștigă Anaheim, unde e nisip. Da, unde, da. Unde e gheața acolo? Ei de unde? Sunt mai mult în pantaloni scurți și bikini. Exact, în Canada e ok, că acolo vară într-o joi și restul e iarnă. Iarnă. Dar în Dallas, unde e zăpadă? Unde e gheață? Și faptul că el a semnat cu, că a fost dat la Los Angeles Kings, a generat această nebunie. A ridicat foarte mult hockey-ul în Statele Unite și rezultatele se văd. Oamenii s-au apucat de treabă. Adică au făcut francize, au băgat bani, au luat jucători și echipele canadiene n-au mai câștigat cu pastele din 93. Să chinuie ei care sunt tătici, mămicii și bunicii și străbunicii au hockey-ului. Au zăpadă în casă. Au zăpadă. Aruncă la iese la afară cu apă opărită, exact. O aruncă și când cade, să spargi, știi? Dar culme că au cei mai buni jucători în continuare. Cei mai buni jucători sunt canadieni în continuare. Intră câte 40, 50, 70 de jucători fiecare an, NHL din Canada. Am avut și noi unul la telefoane, parcă prin 1930 ceva, că am citit în niște cărți, a coborât un ungar de nord, nu știu, nu era mie stop, dar veniți un jucător canadian care evolua la telefoane. La telefoane, la terasă, la OTT Leșanu, acolo jucau. Da, da. Deci, rămân canadienii șmecheri, dar cu această istorie că nu mai sunt în stare să câștige cu pastele. Deci, dacă stau să mă gândesc la sportivi, mi-e greu să... Senna? Nu, cred că, știi cum e, cred că la nivel de echipă, unul care să întruchipeze atât de bine spiritul individual, adică este omul care a transformat basketul într-un sport individual, Michael, da? Pentru că era atât de bun, atât de competitiv, atât de determinat, încât dacă el juca bine, echipa câștiga. Da. Putea să joace și cu mine și cu tine la un anumit nivel, pentru că era el prea bun și atunci reușea să câștige. Sigur că trofeul l-a câștigat în echipe, dar a fost atât de bun încât a făcut această separare. Mă gândesc că într-un sport de echipă, în clipa de față, nu știu, nu văd pe cineva capabil de această performanță. Sigur, și LeBron, și Steph Curry sunt jucători de excepție, marcatori de excepție, în niciun caz figuri atât de importante multilaterale precum Michael. Mă gândesc și la Messi și la Ronaldo, la Ronaldo și la Messi, la Cruyff, la... N-au făcut, adică ei n-au trecut poate de nivelul ăsta și faptul că omul ăsta a câștigat tot, iarăși îl separă mult de ceilalți. Pentru că, bun, Messi a câștigat tot, dar Messi nu e o personalitate în afara fotbalului. Nu este niciun tip de merchandising, nu este niciun tip care să galvanizeze atenția, nu este niciun... Da, deci e greu. Poate Federer, aici vorbim de alt nivel, că e sport individual, poate, nu știu, e greu să găsești. E greu să găsești pentru că nu se nasc. În America au tot făcut sondaje și practic bătaia mare a lui este cu Clay, cu Muhammad Ali, care și ăla este considerat un sportiv care a trecut mai departe de nivelul superstarului. Și a bătăii propriu-zise în ring, adică el era prieten cu președinți de țară. Un activist, un tip care... Ieșea pe stradă și în spatele lui veneau 100.000 de oameni. Care influența mult în afara ringului. Da? Da. Deci cam așa se manifestă
statura lui, știi? Cineva care ar fi în stare să... Dar acum știi cum e greu pentru că... Sau că am făcut toate. Da. Nu poți să zici, bă, vreau eu să devin marcă de blugi. Că s-a făcut. S-a făcut, da. Adică alea s-au făcut. Superstar la televiziune... Mai găsești tu niște nebuni din ăștia futuriști? Păi, să vină cu ceva, cu o mașină electrică. Ce cum să e faci? Și, da, adică da. Nu mai ai ce să... Nu mai ai unde să te duci. Poate să... Nu știu ce să faci. Să fii... Să găsești vreun antidot, vreo chestie, vreo medicament, vreo... Nu știu. Mă gândesc că e foarte greu. Și nu mai e epoca aia. Pe de altă parte, stăteam și făceam așa un exercițiu de imaginație. Te gândești ce s-ar fi întâmplat dacă Jordan... ar fi prins vremea de acum cu social media și cu YouTube și cu... Gen Cristiano, care la o postare se duce... Deci crezi că făcea un miliard de follower? Eu sunt convins. Da. Crezi că rupea nori? Adică este omul care e al doilea personaj ca notorietate în China. După Mao. Da? În Statele Unite este al doilea după Iisus Hristos. Ca notorietate. Deci vorbim de... ceva extra planetar. Două piețe da? De 2 miliarde. Da. Deci, îți dai seama cam ce ar fi făcut omul ăsta acum să fi fost în... Nu mai spun că marca 50 de puncte pe meci. Nu mai spun că la ce basket să joacă acum ar fi fost în stare să, cum să zic, să arunce de 20 de ori în 10 minute, să dea 50 de puncte în jumătate de meci și să plece acasă. Pentru că se potrivește faptul că el era un scorer cu ceea ce se joacă acum. Îți dai seama că totul era amplificat, totul era mult mai simplu pentru el. Și acum o poză de-a lui aruncând pe spate și... dai seama. Adică sau o postare. Mă uit la Curry. Da. Da? Da. Care face toate alea. Vorba ta se duce de lângă ușă, de lângă geam, de lângă cutare. Și rupe. Îți dai seama. Da, păi... El filmat pe la antrenamente, pe la alea, ce făcea, cum stărea cu trei în spate, cu nu știu ce, când o scutea din ciorap și o arunca și... Sau bașa. Inclusiv astea, te fac mă o liniuță, el jucând cu pipă. Cu două monezi aruncând, care lipește de perețel. De o parte, n-ar mai fi jucat nimeni cu el. Pe Pippen l-a ars, mi s-a părut o chestie formidabilă care arată cât era de dement. Deci în 97, la Chicago, în pauzele de... în timeout-uri și nu știu ce, pe jumbotronicul ăla din arenă, la un moment dat apăreau electronic trei tauri care alergau pe un traseu și erau întrebați fanii cine câștigă. Electronic, îți dai seama cum sunt astea de câmpă la casele de pariuri, știi? Erau entertainment, nu știu ce. Și Jordan, la un moment dat, el venea ca nebunul cu două ore înainte și se pregătea în sală, ăia în sală verificau programul. În primul timeout intră clipul cu nu știu câte, în al doilea, așa, în al treilea timeout intră taurii. Și el întâmplător cum era în sală și a văzut cine câștigă. Opa, zice, să zice la ăla, de la pupitru și zice, auzi, prietene, zice, tu știi când se termină aia, nu? Da, ce arată-mi și mie până la capăt. Și la aici, da, și ți arăt. Ok, a reținut, a câștigat taurul 3. Și când intră asta? Păi zice, în al patrulea timp de întrerupere, din prima repriză. Ah, ok, gata, prieten. Ajunge în sală, începe meciul, tra-la, și la al patrulea timeout din prima repriză, Jordan vede, știi, și zice, auzi cu metri, punem pariu pe $100 că câștigă taurul 3. Până zice, gata. La ars, îți dai seama. Așa a făcut tot sezonul. N-a avut curaj la final să-i spună și nici nu a dat banii înapoi. Deci la fiecare meci acasă, ăla se ducea și spunea, cine câștigă acum? Taurul 2, gata, mersi, pac. Se ducea și l-ardea pe ăsta și lua suta. Senzațional. Îți dai seama, că l-a mai lăsat să câștige de vreo două ori ca să nu se prindă. Îi lua luat de fiecare 40 de meciuri. Și din 36 de meciuri, din 37 de meciuri i-a luat banii și alte până la 41. Îți dai seama. Asta ce nebun era. Dai seama. Cu fratele lui din... Se l-ar spăla la 100 de euro, adică nu-l pârlea. Era numai... Da, la fel cum făcea când stăteau în aeroport și așteptau bagajele din... Nu care știu vine ce. Al primul. Se ducea și avea un băiat, se ducea la aia la bagaj și spunea, geanta roșie, aia așa, o pui înainte. O pui înainte.
Și stăteau la bagaje și puneau pariu. Punem pariu că este prima lui Horace Grant și ăla zicea, da, gata, hai, dă suta. Și venea bagajul. Băi, ești nebun, cum la nimeni. Stai seama ce nebun era și ce, da. Stai seama ce făceau între ei. Asta erau mișto de filmat. Da. Asta erau mișto de păi filmat. Cum e aia cu să aruncăm la liniuță? Da. Și la fel și ca intra în vestiar și spunea, cine mă ține azi? Păi ăla, 50 de puncte. Era gata, era nimicit. Cine mă ține? Am jucat odată un meci, Byron Scott, care trebuia să-l ține, era accidentat. Să-l zic, la încălzire. Ce faci, bă? Păi și eu sunt accidentat. Cine mă ține? Jordanson. A, da? Zică 50 l-am... de puncte. 50 a dat. Așa făcea. Deci tot timpul își căuta de-astea. Da, își căuta de-astea, le mai și provoca, dar mai erau și... Că asta era, știi? E... Ca și ăia faza, să nu se prindă că le nervești și mai tare. Lasă-l măcar, oricum îți dădea. Psihologic. Îți dădea de te îndoia și... poate eu l-ard. Tot timpul a fost așa. Poate eu l-ard. Și de asta veneau. Îi dădeau trei din față și spuneau... Ha. Nu știi să te apie. Și după aia le lua la mână el. Și după care începea și... Adică era de ajuns că l-aveai în față ca adversar pe Jordan într-o zi normală, relaxat. Da. La ce l-aș enerva? Ce să faci? Asta e. A jucat toată cu Washington și a dat un băiat 37, dacă nu mă înșel, de puncte. Și la final i-a zis, ce credeam că știi să te aperi. A ajuns în vestiar și l-a întrebat până. Auzi, mă, cine e ăla de la... Bă, zice, e unul, că debutant. Bradford Smith, parcă îl cheamă. Sper să nu mă înșel. Și zice, ok, întâmplarea face că jucau după două zile cu Washington acasă la Chicago. Zice, câte mi-a dat? Că el nu prea se uita pe statistică. Știi? El zicea, ce, pe 37. Uh-huh. Zice, îi dau 37 în prima repriză. I-a dat 36. L-a omorât în prima repriză, l-a cocoșat și la final și i-a spus, auzi, prietene, nu mai vorbi că așa mai rost faci. Tupeu. Și ăla tupeu. Tupeu un fierător. Măcar taci, ok, scriu ziarele. Tot timpul se găseau de ăștia, mai ales că lumea știa. Dar exact chestia asta, bă, ce dacă cu mine nu o să-i meargă și eu o să-l ard. Dacă eu îl păcălesc, n-ai cum, frate, să-l păcălești. Dar... Ciclic, mai apărea câte unul, mai venea câte unul braznic, care nu știa, mai venea câte unul, mai venea câte așa. Și știa că e bine să... Da. Și așa făcea și tot timpul, ți-am zis, își găsea ținte de-astea, câteodată din nimic. L-a văzut pe... Erau în Seattle și jucau finala cu Seattle și ieși la restaurant. Că acolo se jucau 2-3-2. Da. Da? Și în perioada aia de 3 meciuri, așa, era o săptămână. Se jucau odată la 2 zile, la 3 zile. Și stăteau acolo în oraș, normal, și să mănânce. Și în același restaurant a venit George Carla, antrenorul lui Seattle. Și nu l-a salutat. Oh, cum adică să nu mă salute? Gata, a doua zi a fărâmat. Adică nu exista... Da, își lua din orice. Da, se încărca din orice, cu orice, cum adică nu m-a salutat? Păi ce, lasă că arăt eu mâine. Și gata. Corect. Atât a fost nevoie de click-ul, era suficient. Și ăia cu echipierii lui știau și se bucurau. Da, hai că câteodată, cred că mai făceau și special. Da, se mai duceau până la unul care lăsau ușa deschisă. Bă, vezi că Jordan e nașpa asta. A vomitat. Da. Gata. Duc eu să-l ard. Și din păcate, punk, venea ciocanul. Corect. Sunt două ori. Două ore, că ai zis că discutăm. Da. Michael Jordan, 60 de ani, greu de crezut. Greu de crezut pentru cei care sunt chiar fani. Pot să spun că Gazeta Sporturilor va avea o ediție specială vineri 17. Și nu pot să nu amintesc de faptul că pe 17 februarie este născut Petre Brănișteanu. Pentru că multă lume îi spune lui Petre, ești născut în aceea zi cu Jordan, și el spune nu. El e născut în aceea zi cu mine, că eu sunt mai mare decât el. Ca vârstă. Am venit mai înainte. Exact. La mulți ani și lui Petre. La mulți ani și lui Petre. Petrică și la mulți ani și lui Michael. La mulți ani și lui Michael. Dar pentru tot ceea ce a făcut. Da, că viață frumoasă ne-a făcut. Da. Da, cel puțin duminică seara. Da, ne-a făcut viață frumoasă și ne o va face în continuare. Nu mai e același NBA, știu că Emil oftează, dar măcar îl puteți vedea
zi de zi la Orange Sport. Cum v-am mai spus, 4 canale dedicate. Le mulțumim prietenilor de acolo că sunt alături de noi. Am văzut un meci de acolo și am văzut omul care comentează. Se aprinde fix ca tine și are o tonă 800 de hârtii la fel. E de înțeles, da? Se duce la un moment dat și ai senzația că, dom'le, omul ăsta nu se mai oprește dacă intră acolo. Dar ăsta e basketul și hai să ne bucurăm că avem jucători căși. Chiar și ca Lebronaș, că a ajuns la 20 de ani de joc în NBA. Da, da? Și 20 a bătut de ani. Recordul și... Bun, fără apărare, fără, dar măcar pentru spectacol și pentru ceea ce a făcut el în sport. E formidabil, e formidabil. Emil, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Emil Hosu Longin, Televiziunea Națională TVR de la Sport. Emil Hosu Longin și Her Majesty Michael Jordan. Cumpărați o carte senzațională, senzațională și ați văzut, așa cum v-a spus, și cu QR code. Ori în sport, vreau să știu sport, nu uitați că și oamenii aceștia au una bucată aplicație care poate fi descărcată de pe platformele speciale. Noi, Emil, terminăm tot timpul cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, este cea în care n-am râs. Acum putem să spunem, cea mai rosită zi este cea în care nu am făcut sport sau nu ne-am dus copiii la sport. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. La mulți ani încă o dată, Air Jordan, toate cele bune, la revedere!